Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai. Începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. L-am alături de mine în această seară pe prezentatorul de televiziune, Ernest Francisc Tocaci. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Despre tine știm așa, ți-ai câștigat notorietatea și simpatia publicului după participarea în anul 2003 la emisiunea Fenomen Big Brother. Te-ai specializat? 2003 a fost. Te-ai specializat în cei peste 18 ani de televiziune, în reality show-uri și ți-ai dezvoltat abilitățile de detectiv, aflat mereu în căutarea adevărului. Fugi de perfecțiunea contrafăcută din mediul online și te refugiezi în realitate, oricât de banală ar fi ea. În plan personal, ești căsătorit și ai un fiu. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să-l cunoaștem pe profesionistul care urmărește realitatea cu ochii din umbră și care încearcă să se bucure într-o lume complicată de lucrurile simple. Ești pregătit? Bineînțeles. Începem. Te rog. Ai devenit cunoscut după participarea în 2003 la primul sezon al emisiunii Big Brother. Presa a scris că atunci când te-ai înscris la Big Brother, erai ușor ciupit. Iar tu ai povestit, te citez, eram într-un bar în Petroșani. Rock se numea, era frig, era ianuarie și mă încălzeam la un vin fiert cu prietenii când am văzut reclama pentru emisiune la televizor. Era 1 noaptea când am ajuns acasă, am pus mâna pe telefon și m-am înscris. Cum formularul trebuia însoțit și de fotografii, ai ales să trimiți unele în care erai complet lipsit și de inhibiții și de haine, imitându-i pe cei de la trupa Rednecks, care s-au pozat acoperiți doar cu un ciorap în zona intimă. Da. Ai trecut de preselecție, iar în final ai fost unul dintre cei 12 concurenți aleși din cei peste 30.000 de oameni înscriși la casting. Vreau să știu dacă tu crezi că ai avut noroc să treci preselecțiile sau de vină au fost tocmai fotografiile îndrăznețe pe care le-ai trimis. Urmează întrebarea. Cât de ciupit erai când te-ai înscris la Big Brother? Eram băut. Băusem, de seama, studenți, frig, barul se cheamă Baroc. Este singurul bar de rocker din Petroșani. Și nu cred că era vin fiert, sau cred că a fost și vin fiert și țuică fiertă, sau un amestec, ceva de genul. Oricum, suficient cât să fii bine dispus, dar nu peste o anumită limită, pentru că totuși am ajuns de unul singur acasă, am reținut numărul de telefon. Pe vremea respectivă nu cred că aveam telefon mobil. Deci exact așa cât trebuie pentru niște studenți care își făceau de cap în sesiune. Și a fost norocul de bine sau inspirația momentului cu aceste fotografii? Au contat mult și fotografiile. De fapt a fost o singură poză. Ulterior am aflat și eu că practic schema le aparține celor de la Red Hot Chili Peppers, nu celor de la Rednecks, dar asta contează mai puțin. Ideea e că aveam un ciorap care acoperea zona intimă și în poza respectivă eram împreună cu un foarte bun prieten și poza a fost făcută în Moscova. Mă rog, este un cu totul alt capitol, Moscova și ce amintiri plăcute mă leagă de acel oraș. Dar da, a cântărit, pentru că țin minte și acum că pe un bord din acesta, din spatele biroului doamnei Adela Harnagea, era înfiptă poza aceea și în momentul în care au fost interviurile eliminatorii cu noi, mă uitam și vedeam poza acolo și mă gândeam cât de mult poate face diferența un gest îndrăzneț uneori. Pentru că dacă probabil trimiteam niște poze banale, nu cred că s-ar fi ajuns atât de departe. Ei și căutau oarecum chestia asta, niște candidați care să fie mai lipsiți de inhibiție, așa. Mulțumesc. Continuăm. În timpul emisiunii Big Brother, concurenții aveau de dus la îndeplinire diverse sarcini care, în cazul tău, s-au dovedit o adevărată trambulină în carieră, pentru că, după eliminarea ta din concurs, ai primit oferta de a lucra la radio. Te citez. A fost sarcina din casa Big Brother și lumea mi-a zis că am fost ok, că aș avea voce de radio.
Asta mi-a dat aripi la maxim. Dacă nu era această sarcină, nu era Ernest pe radio. În 2004 a venit și prima ofertă din partea televiziunii și ai prezentat emisiunea Fă-ți bagajele, alături de Raluca, o concurentă din sezonul 2 de la Big Brother. Ai recunoscut că te-ai distrat de minune încercând să convingi oameni de pe stradă să plece pentru o săptămână peste hotare, dându-le doar 3 ore la dispoziție să își facă bagajele și să ajungă la aeroport. În vreme ce Soso, câștigătorul Big Brother, a ajuns medic în Germania, tu ți-ai construit o carieră solidă în televiziune, fiind și astăzi asociat cu celebrul format. Te citesc din nou. E amuzant când te opresc oamenii și îți povestesc cum se uitau la Big Brother pe furiș, căci erau copii la vremea respectivă și părinții nu îi lăsau să se uite. Urmează întrebarea. Ești marele câștigător de la Big Brother? Nu. Nu sunt. Soso a câștigat premiul pus în joc. Și aici au fost două informații false. Raluca, domnișoara cu care am prezentat Fă-ți bagajele, nu a fost concurentă la Big Brother. Cred că este o confuzie cu o altă Raluca, care într-adevăr a fost. Iar Soso, din câte știu, este medic în Olanda, în Germania. Dar, bine, dacă este să dăm cezarului ce al cezarului, uitându-te așa în urmă, pe termen lung, da, poți spune asta. Ce? Că am avut de câștigat poate mai mult decât toți ceilalți de pe urma lui Big Brother, dar șansele au fost egale, adică să nu trăiți cu impresia că doar eu am încercat să intru în televiziune și să fac o carieră în asta. Mai cu toții au încercat asta. De ce în cazul meu a funcționat? Habar nu am. Nu am un răspuns, nu am o explicație și nu am căutat niciodată. Dar a fost și este o călătorie al naibii de plăcută. Mulțumesc. Mergem mai departe. În 2005, când ți s-a propus proiectul Trădați în dragoste, ai acceptat fără ezitare, mărturisind că deja urmăreai Cheaters, formatul asemănător din America. Cei care își suspectau partenerii de infidelitate apelau la emisiunea ta, iar după o perioadă de filaj, protagoniștii erau puși față în față pentru confruntare. Emisiunea nu le-a transformat doar participanților viețile, ci te-a schimbat și pe tine. Te citez. Am descoperit că sunt mai empatic decât aș fi crezut și am învățat că e mai important să gestionezi un eșec sau o înfrângere decât o victorie. Trădați în dragoste înregistra audiențe record, iar tu ai devenit o figură extrem de cunoscută a micului ecran. Notorietatea a avut însă și o latură negativă. Te citesc din nou. Mi s-a întâmplat să mă înjure pe stradă, să mă scuipe, să vrea să mă bușească cu mașina, să se dea jos din mașină și să vrea să mă ia la bătaie. Vreau să știu cât de tare te afecta când erai înjurat și dacă ți-a ieșit vreodată din fire. Urmează întrebarea. Cât de faimos trebuie să fii ca să te înjure lumea pe stradă? Se pare că nu foarte faimos. Adică eu nu cred că am atins așa niște cote de notorietate ieșite din comun. Adică eu nu am urmărit asta niciodată, sincer. Mereu am considerat că fac surf pe un val și hai să vedem până unde mă duce valul respectiv. Dar mereu am tratat cu seriozitate ceea ce am făcut. Tocmai de aceea legat de formatul acesta cu Trădați în dragoste, pentru că nu mi-a sugerat nimeni sau nu m-a obligat nimeni, am decis să fac și o școală de detectivi particulari pentru a putea înțelege mai bine cum funcționează un filaj, care sunt tehnicile. Nu foarte celebru, nu foarte cunoscut. Aici era vorba despre o antipatie care venea din cauza formatului, adică oamenii o luau personal. Eu am avut probleme cu oameni pe care nu-i cunoșteam. Cât de frustrant trebuie să fie toată situația aceasta? Nu știu, pentru mine nu a fost frustrant. Era deranjant în momentul în care eram cu iubita mea. Și oamenii nu știau să facă diferența între persoana pe care o văd pe sticlă și persoana din viața de zi cu zi. Și veneau cu bocancii peste tine și ce zici, bă, dacă te iau eu la bătaie aici de față cu gagică ta, mai ești mecher, pe unde ți-mi bagi garzii? N-ai ce să vorbești cu oamenii de genul acesta. Am evitat de fiecare dată să răspund provocărilor pentru că nu aș fi avut de dovedit, de demonstrat nimănui nimic. Adică cu oamenii de genul acesta cel mai bine este să aplici un procedeu pe care îl găsești și în artele marțiale, mai ales în Aikido, să-l
lași oarecum să-și verse nervii fără să răspunzi cu aceeași monedă. Pentru că nu obții nicio satisfacție și nu o să-l convingi vreodată să-și schimbe el părerea sau opinia. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Cei care se simțeau deranjați de ceea ce făceai pe micul ecran apelau inclusiv la telefoane de amenințare. Ai povestit așa. M-a sunat cineva la miezul nopții și mi-a zis, îți iau gâtul. Nu mi-ai făcut mie nimic, dar nu îmi place ideea emisiunii tale. Eu îmi înșel nevasta și ideea că există unul ca tine nu-mi place deloc. Însă cea mai periculoasă situație pe care ai trăit-o a fost pe stradă în plină zi. Presa a notat că ai fost amenințat cu cuțitul și sechestrat în portbagajul unei mașini. Te citesc din nou. Eram în mașină, prins în trafic pe la amiază și o ceafă lată mă remarcă. Mi se întâlnesc privirile, se dă jos și mă întreabă unde îmi sunt bodyguardii. Se ajunge la o situație în care îți dai seama că nu are multe în cap. A vrut să îmi arate ce înseamnă să fii șmecher. Am fost amenințat cu cuțitul. Dacă cineva îți dă de ales între te bagi în portbagaj sau îți fac un semn pe față, am intrat și m-a plimbat undeva. Vreau să știu de câte ori ai sunat la poliție și cum ai învățat să te protejezi. Urmează întrebarea roșie. Cine te-a salvat din portbagaj? Nimeni. Nu m-a salvat nimeni. În momentul respectiv mi-am dat seama că dacă el chiar avea intenția să fac un buzunar la gât ca să mă exprim la nivelul străzii, o făcea. Este ca și câinele acela care se spune că latră, dar nu mușcă. La fel, am cântărit un pic situația, am analizat un pic riscul. Situația putea să degenereze, dar iarăși m-am gândit că dacă el avea intenții serioase și oarecum a contat foarte mult și instructajul pe care ni l-au făcut profesorii de filaj la școala de detectivi. Am zis că până la urmă, ok, ce se poate întâmpla în situația dată? Adică să mă duc undeva pe un câmp și ce? Nu cred că s-ar fi ajuns atât de departe. Eu cred că pur și simplu și asta s-a și întâmplat. Adică mi-a fost frică, dar recunosc că am intrat în joc pentru că mi-am dat seama că nu se va întâmpla nimic. Adică respectivul pur și simplu vroia să se dea el mare. Ceea ce a și făcut până la urmă. Și te-ai suit în portbagaj? Da. Și? Și nimic. A dat o tură cu mine, s-a oprit câteva sute de metri mai încolo, m-a dat jos. La poliție nu am sunat niciodată. Nu aveam de ce, nu cunoșteam detaliile legate de cum îi cheamă. Și nu aș fi făcut altceva decât să-mi atrag și mai multe antipatii și mai multe dușmănii din partea... Bănuiesc că pentru genul acesta de oameni este cu atât mai frustrant cu cât nu le răspunzi cu aceeași monedă. Ei nu se așteaptă să fii calm, să le vorbești frumos, să... Ei se așteaptă la un răspuns de forță care să-i provoace și mai mult. Iar eu am evitat mereu să fac asta. M-am lăsat călcat în picioare, nu m-a interesat. Nu am, oameni, un orgoliu atât de mare, cum poți tu să-mi spui mie așa ceva? Nu, frate, zi ce vrei, nu mă interesează. Mulțumesc. Continuăm. Mulți telespectatori s-au obișnuit ca Ernest să fie cel care urmărește și prinde amanții, iar tu ai spus că în timp eticheta a ajuns să nu te mai deranjeze, ba chiar te amuză. Te citez. La început, în primii ani, mă aprindeam foarte tare și încercam să le explic că nu eu personal le montez camere, ci există o echipă în spatele meu. Au fost și cazuri de adulter care au ajuns în instanță, imaginile filmate pentru emisiune fiind folosite ca probe, acolo unde legea a permis acest lucru. Pentru că ai surprins în flagrant atâtea persoane care calcă strâmb, ai ajuns să fii considerat, mai în glumă, mai în serios, un specialist în domeniu. Ai fost întrebat care sunt semnele infidelității și ai răspuns așa. Sunt chestiuni evidente, mesaje, minciuni grosiere, plecări în delegații fictive, dar sunt și lucruri mai fine, care țin de micile schimbări de comportament, atitudine, implicare. De cele mai multe ori, lucrurile o iau razna atunci când cel care înceală începe să se atașeze emoțional de persoana din afara cuplului. Vreau să știu de câte ori ți s-a reproșat că ai distrus căsnicii. Urmează întrebarea. Câți amanți ai prins la viața ta? Habar nu am, dar mereu am vorba asta că dacă aș fi primit un leu, nu un dolar, de fiecare dată când mi s-a pus această întrebare, câte căsnicii am distrus, era milionar. N-am ținut niciodată o socoteală. Pentru mine nu e un palmares, nu este o chestiune prin care eu obțin vreo satisfacție. Mamă, ce le-am făcut eu acestor oameni.
s-a nimerit ca la momentul respectiv eu să fiu persoana care a fost abordată datorită acestui capital de imagine care a venit la pachet cu Big Brother pentru a prezenta Trădați în dragoste. Mi-am dat seama, pentru că și tu ai spus, urmărind formatul Cheaters, că va prinde, pentru că oamenii sunt curioși să se uite prin gaura cheii, vor să vadă ce se întâmplă și prin alte dormitoare, prin alte paturi. Repet, pentru mine nu a fost niciodată o chestiune de palmares. Eu am încercat pe cât posibil să fiu cât mai empatic cu persoana care trece prin această situație. Nici de cum să fiu eu vreun justițiar sau să bat eu obrazul cuiva sau să judec eu pe cineva, pentru că suntem oameni, cu toții greșim. Nu sunt eu în măsură să fiu un exemplu de ușă de biserică. Continuăm. Te-ai născut pe 28 februarie 1981 la Petroșani, într-o familie mixtă, din punct de vedere etnic. Te citez. Din partea tatălui au fost unguri și polonezi, iar din partea mamei, români din Regat. Ai mărturisit că tatăl tău și-ar fi dorit pentru tine un nume cu rezonanță maghiară, în vreme ce mama pleda pentru unul românesc. Ca să cadă la pace, au ales o variantă neutră, așa că ai primit la botez două prenume, Ernest Francisc, ambele de origine germanică. Publicul s-a obișnuit să-ți spună simplu Ernest, însă puțin știu că semnificația acestui nume este serios, onorabil, în timp ce Francisc înseamnă liber, curajos. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare calitate a lui Ernest Francisc Tocaci? Niciodată nu am știut să răspund la genul acesta de întrebări. Care este cea mai mare calitate? Nu am considerat vreodată că eu ar trebui să fiu cel care se laudă cu așa ceva sau pune în valoare, ci mai degrabă cei din jurul meu pot să aprecieze calitățile mele. Eu îmi cunosc defectele și încerc să lucrez la ele și să nu se le elimin, pentru că până la urmă ești ceea ce ești și cu bune și cu rele. Dar ca și calități ale mele, nu aș putea să ți le număr. Cu defectele. Poftim? Cu defectele atunci. Sunt destul de credul. Am tendința asta de a crede în oameni, de a acorda, cum să-ți spun eu, de a mă încrede în oameni, de a le acorda încredere. Și din păcate de multe ori sunt dezamăgit din cauza asta și mă încăpățânez precum un catâr să fac în continuare greșeala asta. Nu știu de ce, dar mă atrage pe mine chestia asta, să încerc să le dau oamenilor această primă șansă, nu să plec de la premiza că ar avea vreun interes sau că ascund ceva. Și sunt o persoană foarte deschisă, adică eu ce gândesc aia și spun. Nu am încercat vreodată să fiu altcineva decât ceea ce sunt. La fel am fost și la Big Brother, la fel sunt și în emisiune, la fel sunt și în viața de zi cu zi. Ce gândesc, aia spun. Poate deranja uneori, dar nu mă interesează pe mine asta. Așa sunt eu. Mulțumesc. Continuăm. Te citez. Am avut o copilărie foarte frumoasă, într-un orășel mic, în Petroșani, la poalele munților Parâng. Toată ziua eram pe dealuri, prin copaci, pe la izvor. Tatăl tău, profesor universitar, și-ar fi dorit să îi calci pe urme și să ocupi scaunul de la catedră. Tu aveai însă vise mai îndrăznețe. Te citez. Cel mai mare vis al meu era să devin scafandru. Eram fascinat de documentarele cu Jacques Cousteau de la Teleenciclopedia, după care am intrat în etapa explorator-arheolog datorită lui Indiana Jones. Crescut în religia catolică, ai devenit un practicant fervent. Nu-i de mirare că mamei ar fi plăcut să devii preot. Aș vrea să-mi spui ce loc ocupă astăzi credința în viața ta. Urmează întrebarea. Ce ți-a lipsit să te faci preot catolic? Practic și aici este o greșeală. Eu am fost mereu la ortodoxi, adică mama nu s-a convertit la catolici. În mod normal așa ar fi trebuit, nu știu cum au făcut ei când s-au căsătorit, că mama nu a trecut la catolici, mama s-a dus tot timpul la ortodoxi. Tata, Dumnezeu să-l ierte, nu a fost o fire prea bisericoasă și aici e un detaliu
care m-a șocat în momentul în care el s-a dus la ceruri și ne-am dus la biserică să aranjăm toate cele necesare. Țin minte și acum că a scos preotul un catastif din ăla mare, deci vezi numai în filmele cu Harry Potter, așa ceva, și s-a uitat acolo și a zis, păi, tatăl tău n-a mai plătit cotizația din nu știu ce ani, știi, adică câtă lipsă de empatie. Dar nu, eu la ortodox am fost, de când mă știu, și așa am crescut. Și țin minte și acum, mergeam, o locație se cheamă Sălătruc, în curtea unui momârlan, practic, este o bisericuță mică din lemn și acolo mi-era cel mai drag să merg. Astăzi, dacă aș intra acolo, nici nu aș putea să stau drept, pentru că tavanul este atât de jos încât efectiv dau cu capul în tavan. Ce mi-a lipsit? La vremea respectivă, știi, pentru un tânăr care are o fire mai nonconformistă, așa, opțiunea asta de a deveni preot practic nu era niciun fel de opțiune, adică o viață mai în castitate, așa, mai cum să mă exprim eu, nu prea era de mine. Eu aveam un pic alte filme, ca să spun așa, alte dorințe de la ce voi face eu în următorii ani și am zis nu, mulțumesc. Am încercat să mă scot față de mama spunând că eu nu am voce, nu pot să cânt. Mulțumesc. Ai mărturisit că una dintre cele mai frumoase amintiri din perioada adolescenței este pelerinajul organizat de Biserica Catolică în 1996, când ai numărat printre miile de oameni care l-au așteptat pe Papa Ioan Paul al II-lea la Paris. Dincolo de ceea ce ai descris ca fiind o experiență fantastică, ți-au rămas în minte și detaliile legate de familia care te-a găzduit atunci și cadoul surprinzător pe care l-ai primit la plecare. Te citez. În familia aceea, mama era membra Partidului Comunist Francez. Tatăl, jamaican. Toată ziua fuma marihuana și juca șah cu prietenii. Băieții lor erau niște ciudați. Unul făcea trafic cu armament, iar celălalt cu mașini. Eu m-am întors de acolo cu un laser point care se montează pe pistoale ca să ochești de la distanță. Asta mi-au făcut băieții cadou. Vreau să știu care a fost cea mai neobișnuită experiență trăită într-un pelerinaj religios. Urmează întrebarea. Te-a pus vreodată credința în pericol? Nu. Cum te poate pune vreodată credința în pericol? Îți este testată credința? Adică până la urmă tind să cred că cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât treci prin niște încercări mai aprige. Pentru ca cel de sus să vadă dacă îl iubești cu adevărat sau dacă doar este o fățărnicie din partea ta. Dar credința nu m-a pus niciodată în pericol, ba din contră, adică mărturisind mereu că sunt un om credincios și ținând cu dinții de treaba asta și spunând-o din suflet, am avut niște răsturnări de situație de nu-ți poți imagina, adică doar în filme vezi așa ceva. Legat de familia respectivă, familia Rapon, Doamne, deci ce amintiri... Aveau și un câine imens în casă, ne era frică noaptea să mergem la toaletă, că ne mânca câinele ăla, era un... Bine, nu poți să spui o bestie, că săracul câine n-avea el nicio vină, că își făcea treaba. Și băiatul respectiv, nu știu dacă făcea el trafic cu arme, dar avea acces la tot felul de chestii din astea legate de armament și... Țin minte că atunci când am fost în Franța, îmi cumpărasem un CD player din ăsta portabil. Și ei stăteau undeva într-o suburbie a Parisului și de la stația de metrou făceai vreo 10 minute până la ei acasă și nu era nici cel mai rău famat cartier, dar mă rog, și era noapte, veneam eu zglobiu cu cutia cu CD player-ul în mână și tot așa m-au oprit niște băieți la modul ăsta rămâne la noi, taxă de protecție. Noroc că unul dintre băieții familiei Rapon m-a recunoscut și a intervenit el și lucrurile au decurs normal. Da, dar doamna Rapon, doamne, ce cu patos ne cerea să-i vorbim despre Ceaușescu, despre ce s-a întâmplat în vremurile acelea și noi încercam să o convingem, femeie, n-am trăit comunism, nu știm ce e ăla. O nebunie, o nebunie. Mulțumesc. În copilărie, fiecare întâlnire cu gașca ta de prieteni era o adevărată distracție. Uneori extrem de periculoasă, te citez, am pus monede pe calea ferată și nu am auzit că venea trenul. Ne-a păzit cel de sus. Rapiditatea de care dădeai dovadă când făceai năzdrăvănii le scotea fire albe adulților în grija cărora te aflai. Un astfel de episod l-ai povestit așa. Într-un moment de neatenție al bonei, am luat o agrafă și am băgat-o în priză.
m-a găsit bună în baie, cu părul zburlit de la priză, dar și cu fața speriată. Căutam să scap de furnicăturile din degete, spălându-mă pe mâini. Vreau să știu când ai fost cel mai aproape de moarte în copilărie. Urmează întrebarea. Ce știa copilul Ernest despre moarte? Nu mare lucru. Știam că dacă mor, nu mai ești în lumea asta. Bănuiesc că nici noi ca adulți nu știm mare lucru despre moarte și ce se întâmplă după. Dacă se întâmplă ceva, dacă devii compost sau dacă există o altă ierarhie. Țin minte și acum că m-a șocat în copilărie, aveam vreo 4 ani. E una dintre primele amintiri. Când a venit salvarea și a luat-o pe o vecină care leșinase, intrase în comă și femeia, nemai fiind conștientă, nemai fiind prezentă în corpul ei, m-a șocat chipul ei. Stăteam și, adică știind-o cum era, mereu zâmbitoare, mereu jovială, foarte caldă cu noi, cu copiii, și când am văzut-o așa transfigurată, atunci am avut un șoc, știi, m-am gândit, wow, adică asta înseamnă moarte, asta te transformă, ce se întâmplă, se, ca și copil, și nu mi-a explicat nimeni ce și cum se întâmpla, de fapt. Și da, adică ne-a păzit bunul Dumnezeu. Țin minte că și Petroșaniu este un oraș minier și există mai multe mine acolo, mine de cărbune. Și la un moment dat, nu știu cum ne-am trezit noi, într-o instalație din asta unde vagoanele cu care se transportă cărbunele intrau într-o menghină din asta cilindrică și erau răsturnate cu capul în jos să se scurgă tot din ele și a început să cadă chestia aia peste noi acolo, s-a ridicat un praf din ăla de cărbune, de abia mai puteam respira când am ieșit de acolo, curgeau lacrimi negre, puteam să murim sufocați acolo, puteam să murim electrocutați de nu știu câte ori. Aventuri de copil nebun. Mulțumesc! Continuăm. Două dintre năzbâtile făcute în copilărie s-au terminat cu câte o corecție aplicată de tata. Mm-hmm. Ai primit prima bătaie pentru că ai lăsat ușa locuinței deschisă, iar tatăl tău ți-a spus așa: dacă intra cineva și ne fura butelia. Altă dată ai ascuns atât de bine o bijuterie a mamei încât nici tu nu ai mai știut de ea. Te citez. Ne jucam de arheologii și copiii mai mari veneau seara și îngropau diverse relicve pentru că a doua zi să le găsească tot ei. M-am prins de chestia asta și am îngropat și eu o brățară de aur a mamei. Dar a doua zi a plouat, a treia zi iar a plouat, așa că până când am reluat eu joaca, am uitat complet unde am îngropat brățara. Ai povestit părinților ce ai făcut, dar greșeala recunoscută a fost iertată doar pe jumătate, adică de mama, deoarece tata ți-a aplicat o altă corecție, spunându-ți măcar să înveți ce înseamnă un lucru de valoare. Urmează întrebarea. Care este cea mai importantă lecție învățată de la tata? Bună întrebare. Până la urmă, ce am învățat eu de la tatăl meu, să încerc să fiu un om ordonat, un om care să ducă un lucru la bun sfârșit, un om care atunci când se implică în ceva să dea tot ce are mai bun, un om care să gândească logic, un om care să gândească sistematic. El fiind profesor universitar, îți dai seama, mintea lui era sertărașe, toate erau puse la locul lor, era un om ordonat, era un om căruia îi plăcea să știe cât mai multe lucruri și mă fascina capacitatea lui de a-mi explica tot felul de lucruri până în cel mai mic detaliu. Și asta am preluat și eu de la el și asta am învățat și eu de la el, să gândesc logic și să fiu cât mai organizat, cât mai ordonat. Să încerc în permanență, dacă fac un lucru, să-l fac cât mai bine posibil. Mulțumesc. Continuăm.
Te-ai bucurat întotdeauna de susținerea părinților care au avut încredere în tine și ți-au acordat libertatea de a-ți croi propriul drum. E drept că nici tu nu le-ai creat mari probleme, deși spui că ai fost un adolescent destul de rebel, cu preocupări mai puțin obișnuite în timpul liceului de informatică pe care l-ai urmat. Te citez. Îmi aduc aminte că nu cheltuiam banii de buzunar pe care îi primeam de la ai mei, ci îi împrumutam pe colegi și aplicam și o dobândă. Iar când am strâns ceva bani, mi-am cumpărat piese de calculator și mi l-am făcut singur. Am avut un calculator luat oarecum din banii mei. Urmează întrebarea. Au aflat părinții că dădeai bani cu camătă în liceu? Nu, habar n-au avut. Bine, nu-ți imagina că era o chestie dusă așa la scară largă sau din cine știe ce filme cu gangster. Doamne ferește că nu am fost niciodată genul bătăuș violent, agresiv sau nici măcar șmecher, știi? Dar se întâmpla cu colegii de clasă care aveau tot felul de nevoi. Ajunsesem să fiu poreclit Shlomo evreul pentru că împrumutam cu bani și le ceream o mică dobândă. Și da, uite-te, așa am reușit să strâng banii respectivi. Pentru că ai mei, da, nu doar ai mei, adică în perioada acelor ani părinții nu-și îngropau copiii în bani, cum se întâmplă în ziua de astăzi. Adică pentru ei nevoile de bază să-ți fie satisfăcute și cam atât. Cu restul, dacă îți dorești mai mult, angajează-te, descurcă-te, fă ceva, găsește o cale. Dar nu au aflat niciodată și nu cred că... Adică pe tata probabil să-l fi deranjat tot așa cu un ideea în care corectitudine și principii și... Dar mama nu cred că ar fi avut o problemă cu asta. Nu cred că ar fi deranjat-o. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Oportunitățile ivite după participarea la Big Brother te-au făcut să petreci mai mult timp la București, dar în weekend-uri mergeai la Petroșan să îți revezi părinții cu care ai avut întotdeauna o relație apropiată. O astfel de vizită s-a transformat însă într-unul dintre cele mai grele momente ale vieții tale. Te citez. Era 11 noiembrie. Eu trebuia să mă întorc în București și tata voia să mă conducă la gară. Am luat micul dejun, pentru că mai aveam o oră până să plecăm la gară. Tata mi-a zis că merge să se odihnească și m-a rugat să îl chem când sunt pregătit de plecare. S-a dus, s-a așezat pe pat să se culce puțin și asta a fost. A făcut infart. Mi s-a explicat că nici nu și-a dat seama când a murit. Avea 59 de ani. Se întâmpla în anul 2004. Tu aveai 23 de ani și ai spus că regreți că nu ai petrecut mai mult timp cu el, că nu ai reușit să mergi cu tata într-o vacanță, că nu a apucat să te vadă un bărbat realizat. Urmează întrebarea roșie. Ce ai fi vrut să-i spui tatei înainte de culcare? Că-l iubesc. Adică... Nu știu ce s-a întâmplat în relația dintre mine și tata, pentru că a fost o relație foarte ok până în punctul în care am devenit adolescent. În punctul în care am devenit adolescent a devenit o relație mai rece, mai protocolară, nu neapărat din cauza mea, că nu mi-aș fi dorit eu o deschidere vis-a-vis de el. Am stat de multe ori și m-am gândit de ce tata s-a comportat așa, pentru că în copilărie... Era acolo tot timpul, îmi povestea tot felul de lucruri, mă întreba tot felul de lucruri. Cred că nu a știut cum să gestioneze fiul său adolescent, să-l gestioneze pe fiul său adolescent, adică discuțiile legate de viață intimă, discuțiile legate de... Cred că era un subiect destul de tabu pentru el și din cauza asta a ales să facă un pas înapoi și relația s-a răcit oarecum, adică m-aș fi așteptat din partea lui să avem o discuție așa, ca între tovarăși, ca între băieți. Ia zi-mă, tată, uite, aveam și eu multe întrebări pe care a trebuit să îi le adresez mamei, pentru că nu am găsit deschiderea asta la el, din păcate. Și îți dai seama că, na, eu le spuneam alor mei aceste iubesc de fiecare dată când vorbeam cu ei la telefon. Adică nu mi-a fost niciodată rușine, indiferent că sunt singur sau că sunt înconjurat de cei mai buni prieteni.
ca la 20 și ceva de ani să-i spui mamei sau tatălui te iubesc. Mi se pare o chestiune firească, dar nu ține de mamă, scad eu un rang, decad eu un rang, mă calcă ăștia în picioare că m-au auzit ce sensibil sau ce mămos sunt eu. Dar atunci, în ziua respectivă, știi, dacă ai fi putut. Dar cred că el știe asta. Nu trebuia să-i mai spun eu. Mulțumesc. Ai absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității din Petroșani și ești de profesie inginer automatist. Consider că pentru o carieră în informatică și calculatoare ai fi avut nevoie de un anumit har pe care tu ai simțit că nu îl ai. Așa că atunci când ai auzit de înscrierile pentru emisiunea Big Brother, nu ai stat pe gânduri. Pentru că erai în ultimul an de facultate și te așteptau examenele finale, tatăl tău s-a arătat îngrijorat de alegerea ta. Te citez. Tata, profesor universitar, s-a temut că va trebui să repet un an de facultate. Chiar așa era să se întâmple, dar m-am salvat. Vreau să știu de câte ori nu ți-ai ascultat părinții. Urmează întrebarea. Cum ai reușit să termin facultatea? Păi, la fel cum am trecut prin facultate, învățând. Nu au existat mijmașuri sau alte căi. Învățând. Știu că tata, Dumnezeu să-l ierte, și-a dorit el foarte mult să se mândrească, na? Adică fisul să nu-l facă de rușine. Și într-o oarecare măsură nu l-am făcut de rușine. Adică, dar pentru mine nu au contat vreodată notele. Adică am făcut acest efort de a lua note mari pentru a-l mulțumi pe el. Eu aș fi putut să mă descurc și cu mult mai puțin. Am învățat. Din păcate, după povestea cu Big Brother, s-a stârnit și antipatia unora dintre profesori, care nu știu de ce, au considerat ei că ce-a trebuit tu să mergi și să te maimuțărești pe acolo. Stai un pic, că nu e o maimuțăreală, adică ăsta sunt eu. Că, ok, la orele de curs dumneavoastră stați și predați cursul și noi ascultăm și nu prea punem întrebări, nu cred că ne cunoaștem, adică nu puteți spune că am fost eu și m-am maimuțărit sau mi-am făcut familia sau tatăl de rușine. Dar au fost și antipatii de genul acesta care, na, să spună bețe în roate, să te dea la joale pe românește, dar nu prea m-a interesat, adică, ok, am mai luat și note proaste, aia e. În viață nu poți câștiga tot timpul. Mulțumesc. Continuăm. Big Brother a fost difuzată prima dată în 1999 în Olanda și a devenit rapid un format internațional de succes în aproximativ 70 de state, în România. Show-ul, ai cărui prezentatori au fost Andreea Raicu și Virgil Ianțu, a avut două sezoane. Despre participarea ta la emisiune ai spus așa. La vremea respectivă nu prea te gândeai să participi la o emisiune TV ca să te faci remarcat. Se punea în joc 50.000 de dolari. Se aplicau impozite, te alegeai cu vreo 34.000. Eu am vrut să iau banii și să plec în America, era visul meu de când aveam 16 ani. Deși marele premiu mi-a revenit lui Sorin, Soso Pișteac. Tu, fiind al șaselea concurent eliminat, după ieșirea din casă te-ai bucurat de o mare popularitate. Nu puțini au fost cei care au crezut că pe lângă celebritatea câștigată și veniturile tale s-au mărit considerabil. Te citez. La vremea respectivă, noi, concurenții, primeam o compensație de 500 de lei. Era un salariu minim pe economie. Contrar părerii generale a oamenilor, show-ul Big Brother nu m-a făcut miliardar, dar m-a ajutat enorm. După 20 de ani pe micul ecran în care te-ai ocupat de proiecte de succes, urmează întrebarea. Te-a făcut televiziunea milionar? Nu. Nu sunt milionar. Dar au fost alte beneficii, ca să spun așa, nu neapărat financiare. Adică, adică trebuie să știi, nu? Că, bine, ca și femeie nu prea poți să-ți trăiești viața bucurându-te de oportunități așa cum o poate face un bărbat aflat la 20 și ceva de ani, pentru că de... Fiind femeie, există alte standarde, dar a fost o călătorie foarte nebună.
și a compensat oarecum pentru perioada în care, student fiind, nu prea am avut parte de viața pe care o are orice student, pentru că, din păcate, cam asta se întâmplă când nu te duci într-un centru universitar mare și rămâi acasă cu părinții. Na, nu prea poți să... Dar a compensat pe partea asta anii de după Big Brother aici în București. O nebunie curată, adică... Mamă, ce... Cum adică? Nebunie, chestiuni care se... Adică, lucruri care se întâmplă și nu ți poți imagina că ți se pot întâmpla ție, chestii pe care le vezi doar în filme, uși care ți se deschid. Nebunie, roller coaster. Mulțumesc. Continuăm. Ai mărturisit că atunci când ai participat la Big Brother, nu știi cât de mult contează imaginea, așa că te-ai comportat perfect natural, atât de natural încât te-ai îndrăgostit cu adevărat de una dintre concurente, Andreea Vasile. Te citez. M-am îndrăgostit pe bune de Andreea. E ciudată izolarea pentru că eu în primele săptămâni ale show-ului o detestam. Nu-mi plăcea deloc, fizic mă refer. După care, în a treia lună, mi se părea cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o. Consider că ai fost eliminat tocmai pentru că destrămarea unui cuplu crește interesul publicului și implicit audiența. Te citesc din nou. E lege că dacă doi se îndrăgostesc în casă, unul dintre ei în două săptămâni zboară. Tocmai pentru că interesul publicului atunci crește. Hai să vedem ce se întâmplă cu cel care a ieșit din casă, ce se întâmplă cu cel care a rămas în casă. Rezistă dragostea lor, suferă, sunt lacrimi. În felul acesta crește drama, crește tensiunea. În felul acesta crește și audiența. Aș vrea să-mi spui dacă astăzi mai consider că eliminarea ta de la Big Brother a fost cauzată de iubire sau de lipsa ta de strategie. Urmează întrebarea. Te-a dat iubirea afară din casa Big Brother? Păi așa am declarat, nu? Așa cred. Da. Strategie. Da, sunt... concurenți care probabil au venit acolo cu o strategie. Eu nu mi-am făcut vreo strategie. Pur și simplu, go with the flow. Vedem ce se întâmplă. Dar, da, consider că asta s-a întâmplat. Pentru că ei, cei care gestionează show-ul, vor să atingă o audiență cât mai mare. Nu? De acolo și au banii până la urmă. Despre asta este vorba. Nu este o operă de binefacere. Da? Este un business până la urmă. Și cam asta se întâmplă. S-a întâmplat ca... Și culmea că... Nu știu dacă vă mai amintiți pe Alida. Trebuie să vă amintiți pe Alida, dragă de ea. Că într-o perioadă, tot așa, mai pe la început, ne plăceam și cochetam unul cu celălalt. Și chiar votul ei a fost votul decisiv prin care eu am ajuns la eliminare în săptămâna aceea. Dar, până la urmă, eu am fost fair play cu ea. Adică nu știu dacă ai urmărit Big Brother, dacă ți-amintești că la un moment dat eram pe punctul să o comitem în direct. Doar că eu atunci am făcut pasul înapoi, pentru că știam că deja începusem să o plac pe Andreea și știam că... mai devreme sau mai târziu o să o fac să sufere pe Alida și nu am vrut să fac treaba asta, așa că am refuzat-o. Și ea din momentul acela mi-a purtat pică, dar până la urmă ne-am reglat, adică nu mai există niciun fel de sentiment din ăsta ciudat între noi. A înțeles și ea momentul respectiv. Mulțumesc! Continuăm cu o întrebare roșie. Participarea la Big Brother în 2003 ți-a adus celebritatea, dar și o atenție specială din partea femeilor. Te citesc. Era foarte ciudat, frate, adică am ajuns prin casele oamenilor luat cu japca pe stradă de femei, nu-ți poți imagina. Ai povestit un episod aproape incredibil în care ai ajuns să fii sechestrat în casa unei admiratoare. Ai povestit așa. Aveam 23 de ani. La un moment dat m-a pescuit una de pe stradă și am ajuns la ea acasă, o femeie foarte frumoasă. Zicea că a fost fotomodel, că m-a văzut la Big Brother și că îi place foarte mult de mine. Intrăm în casă și era un tip acolo. Ea mă ia într-o cameră și îmi arată niște poze nud cu ea. Zic, ok, și tipul din sufragerie, cine e? E bărbată mea. Aș vrea să-mi povestești cum s-a terminat aventura. Urmează întrebarea roșie. De câte
câte ori ai fost luat cu japca de femei? Am început să învăț din greșeli. Așa ar trebui să facă oricare dintre noi și să nu mai mă urc în mașina oricui sau să mă duc cu oricine, oriunde îmi propune. Au fost câteva momente de genul acesta, pentru că până la urmă, despre asta îți vorbeam și mai devreme, viața aceea, gen roller coaster, știi, nebunia aceea, pe care orice tânăr la vârsta aceea nu cred că ar spune, nu domnule, eu mă duc acasă să citesc o carte. Îți dai seama că, na, ca și tânăr îți dorești parte de cât mai multă nebunie, bănuiesc că e ceva normal la vârsta respectivă. Au fost câteva momente, marea majoritate s-au terminat cu bine, au fost și câteva episoade din acestea ciudățele, cum a fost cu respectiva, care nu m-a lăsat să plec neam din casă, simte că m-am culcat pe jos undeva în sufragerie. Mă rog, și am plecat a doua zi dimineață, chiar adormisem, plecaseră și ei de acolo. Și soțul? Un ciudățel și omul acela, îți dai seama ce fel de viață avea și el, dacă el prefera să facă treaba asta, să stea și să se uite la soția lui cum era cu alții. Am interacționat cu el mare lucru, adică nu prea am avut ce să interacționez cu el. Nici n-am stat să mă milogesc, deschideți ușa sau să sparg ușa. Mă tratați așa, lasă că mă descurc eu, nu e o problemă asta. Și da, am învățat totuși să nu mai fiu chiar atât de open-minded, să mă feresc și eu un pic, pentru că nu știi, adică la un moment dat ți se poate înfunda, poți fi pus într-o situație chiar urâtă și e mai bine să le cântărești un pic mai bine, să nu mai mergi tot timpul chiar pe instinct. Mulțumesc! Continuăm cu o întrebare roșie. În presă, informațiile despre începuturile relației tale cu Adriana, cea care avea să devină soție în 2012, sunt destul de confuze. În unele articole se scrie că v-ați cunoscut în 2002, iar în altele în 2003. Tu ai povestit că la prima întâlnire, te citez, ea m-a văzut gol pușcă, dezbrăcat așa cum m-a lăsat mama pe lume. În schimb, versiunea soției tale este ceva mai temperată. Ea a povestit că fiind o mare admiratoare a ta, a venit la București să te cunoască, însoțită de iubitul ei din acel moment. O citez. Ne-am cunoscut la hotel, în camera unde stătea el. M-a șocat că atunci când am văzut la ușă, mi-a răspuns în boxeri. Și mi-a zis cu nonșalanță că așa stă el prin cameră. Despre Adriana ai spus zâmbind că te-a cucerit din prima cu privirea ei pătrunzătoare. Vreau să știu cum ți-ai cucerit tu soția. Urmează întrebarea roșie. Cât de dezbrăcat ai intrat în viața soției tale? Complet dezbrăcat. Adică nu eram în boxeri. Țin minte și acum. Da, ea venise cu iubitul ei de la vremea respectivă, pentru că iubitul ei de la vremea respectivă și cu mine aveam o cunoștință comună pe un băiat care îi datora lui niște bani. Și el a venit la mine cu speranța că va da de Cosmin. Eu ieșisem de la duș. Aveam un prosop în jurul meu. Și ups, a căzut prosopul. Mare chestie. După care au apărut boxerii. Adică puteam să stau chiar așa de față cu respectivul și cu iubita lui de la vremea respectivă. Și da, Ada a avut și are o privire spectaculoasă. Adică are niște ochi fascinanți. E minunat să te pierzi în ochii ei. Bine, bine. Și cum ți-ai cucerit tu soția? Oh, povestea noastră este cu multe suișuri și coborâșuri. La vremea respectivă, cel mai probabil că a fost genul de atracție fizică între noi doi. Probabil că și doza de tupeu cu care eu m-am afișat a contat pentru ea. Dar nu atunci am devenit noi un cuplu. Adică ea a rămas cu respectivul, între noi nu s-a întâmplat nimic, știu că la un moment dat a fost și plecată în Italia, după care nu mi-aduc aminte exact cum, dar ne-am intersectat din nou viața, ne-a intersectat din nou și atunci am zis, hei, stai un pic, e un semn, e ceva aici la mijloc, pentru că eu între timp fusesem cu o altă fată, cu Bianca. Și atunci am început, după ce am terminat relația cu Bianca, am început relația cu Ada. Dar atunci nu s-a întâmplat mare lucru între noi în camera de hotel, decât că a fost clipa aceea, știi, în care timpul pare că încetinește, știi.
și îndrăzneala aceea, tipică vârstei. Mulțumesc! Înaintea căsătoriei cu Adriana, sau Ada, așa cum îi spui tu, ai declarat de multe ori că nici nu concepi să-ți întemezi o familie în România, pentru că aici oamenii sunt tot timpul încruntați și supărați, nu există un nivel decent de civilizație și nici nu știi ce ți rezervă ziua de mâine. După 9 ani de relație, însă, ți-ai schimbat radical părerea și ți-ai cerut în căsătorie iubita într-un mod atipic, în timp ce urmăreați un film de groază. Ai spus așa: vedeam un film cu monștri, cu sânge pe pereți, nu era un moment prielnic, nu eram îmbrăcat frumos, știam că ea își dorește foarte mult asta și nu aș fi putut să o surprind decât într-un moment banal. Vreau să știu câte surprize ai făcut soției în zile lipsite de însemnătate. Urmează întrebarea: cât de tare a țipat de groază iubita când ai cerut-o de soție? Nu pot să spun că a țipat de au... s-au zguduit pereții sau mai știu eu ce. Pentru că ea s-ar fi așteptat că eu să fac gestul acesta cu câțiva ani în urmă. Nu știu de ce nu l-am făcut... Mi-ar fi plăcut acum, cântorind documenta de acum, să-mi fi întemeiat mai devreme o familie și să fi avut 2-3 copii sau să... Mă rog, nu e nici foarte mare diferența de vârstă între mine și Alex. Dar așa am gândit cu mintea de atunci, am considerat că toate se fac la timpul lor, că e mai bine să ne trăim viața, să ne distrăm atunci când putem. Și probabil că de asta nu a fost chiar atât de entuziasmată, din ce mi-amintesc eu, pentru că ea s-ar fi așteptat să fac pasul acesta când am fost în Grecia. Locația de acolo este una spectaculoasă, dar nu s-a întâmplat, pentru că așa am gândit eu, așa am considerat eu. Adică nu mi-a plăcut să fac lucrurile într-un mod tipic, într-un mod conformist. Parcă de-al naibii, adică făceam așa. Dar în timp m-am schimbat, nu mai sunt chiar așa. Deci îi plac filmele de groază? Îi plac filmele de groază, dar chiar acum urmărește un serial din ăsta corean de m-a și șocat pe mine, adică what the heck, man, cum te poți uita la așa ceva? Da, îi plac, a rămas cu o amintire plăcută. Mulțumesc! Continuăm. Ați ales să faceți o nuntă mică, la care au participat doar familiile și prietenii apropiați, însă foarte zgomotoasă, mai ales că s-a cântat muzică rock. Te citez. Legat de tradiții, în afară de sarmalele din meniu și furatul miresei, nu am ținut cont de ele. Momentul cu furatul miresei a devenit cu adevărat palpitant când, în locul soției tale, la petrecere a apărut o altă mireasă, furată și ea de la o nuntă care avea loc în apropiere. Ai povestit așa: vă imaginați ce expresie a avut pe chip când s-a trezit față în față cu mine? Am dansat, am râs, ne-am amuzat. Cu greu am convins-o să plece la nunta ei. Urmează întrebarea: te-a costat mult să-ți iei mireasa înapoi? Nu. Nu, deci a fost o cerință din asta venită să te încuie. Deci nu a fost ceva costisitor. Mi s-a cerut să aduc un cocoș. Viu. Și nu neapărat viu, dar să fie cocoș. Și îți dai seama că de unde, Doamne iartă-mă, să găsești așa ceva la ora respectivă, da? Pe unde să te duci de nebun să găsești un cocoș. Și țin minte că m-au ajutat doamnele de la bucătărie, pentru că aveau o carcasă de pui și au montat un crembuști puiului ca să arate a cocoș. Iar răpitorii s-au arătat mulțumiți de gest și petrecerea a putut continua. Dar, Doamne, ce moment, da. Când m-am trezit cu respectiva. Țin minte și acum o doamnă blondă, așa îmbrăcată foarte, foarte frumos, avea o rochie super elegantă și ne-am simțit atât de bine discutând și dansând și despre nunta ei și despre... Nici mi-am dat seama când trecuse vreo oră, pentru că ei, între timp, cei care au luat-o pe soția mea au fost la nu știu ce club și au dus-o către aeroport, către Otopeni, în ideea în care, hai, îți cumperi bilet și gata, te duci în lume, știi? Și ei se așteptau ca în momentul în care se întorc, eu să fiu ronțăindu-mi unghiile și
Dar nu, eu eram bine mersi, nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul, adică au rămas cu toții, dude, cine e mireasa cealaltă, gata, adică ce-a făcut Ernest, a găsit un înlocuitor. Da, ea, ne amintim cu drag de lucrurile acestea, cam viață, știi cum e. Bine, mulțumesc, am notat. Mergem cu o întrebare roșie. Ești căsătorit cu Adriana de 11 ani și ai recunoscut că vi se întâmplă să vă mai și certați cu scântei și gheruțe, pentru că sunteți două caractere puternice, dar știți să vă cereți iertare și să întrețineți focul pasiunii. Te citez. Între noi există încă această chimie, această atracție, acest element animalic de nebunie. În primul rând este iubita mea, în al doilea rând este mama copilului meu, undeva în planul al patrulea, al cincilea este soția mea. Ai fost întrebat dacă soția ta este geloasă, având în vedere că în trecut roiau femeile în jurul tău, iar acum ai zile când ești plecat de acasă, de dimineața până seara la filmări. Ai răspuns așa: pentru mine familia este tot ceea ce contează. Nu mai am ochi pentru altcineva, nu s-au auzit lucruri pentru că nu le-am făcut. În plus, o doză normală de gelozie este binevenită. Trebuie să îi transmiți partenerului tău că ești gelos, pentru că asta se traduce cu îmi pasă. Însă, este o limită foarte fină între a fi gelos și a fi paranoic. Urmează întrebarea roșie. Ai fost vreodată paranoic? Vis-a-vis de relația cu soția mea? Da. Nu. Nu, paranoic nu cred că am fost. Pentru că nici nu mi-a dat de ce, nici nu mi-a dat motive să devin paranoic. În plus că încerc tot timpul să-mi temperez prima reacție, cea emoțională, și să încerc să fac pasul înapoi și să mă gândesc un pic logic, un pic la rece, adică să nu iau neapărat decizia de primă intenție care îți vine atunci pe moment, pentru că te poți înșela și după aia e mai greu să repari ceva ce ai distrus cu atâta sete, să spun așa. Nu, nu am fost paranoic. Nu mi-a dat motive să devin paranoic. Nu știu dacă e valabilă și reciproca. Pentru că, da, au existat și momente în care, știi cum e, arta nu-i șurub. Nu poți să garantezi că gata, se încheie ziua de filmare la ora X. Explică-i că a trebuit să stăm 2 ore pentru că nu cădea bine lumina, pentru că s-a stricat nu știu ce, pentru că locația, pentru că una alta. Intervine, mai ales în mentalitatea femeii, ideea aceasta acum că mă, tu nu cumva mă minți, dar în timp la fel și-a dat seama și ea dacă nu sunt genul, adică nu aș avea de ce să... Bun, dar într-o altă privință, ai fost paranoic? Da, pot să spun că da. Legat de... Îți dau timp. De job. Da, legat de ce vorbeam mai devreme cu situațiile în care am fost pus cu diversi oameni de pe stradă, care de cele mai multe ori țineau ei morțiși să le arate prietenilor lor, pentru că genul acesta de agresiune vis-a-vis de mine se întâmpla când ei erau într-o gașcă, pentru că după aia ei se puteau făli, mândri cu ideea că, ia uite frate, că mai avea ăsta un pic și făcea pe el. Și da, devenisem la un moment dat ușor paranoic, pentru că aveam impresia că nu știu de unde mă pot aștepta să trag unul bâtă în cap sau să mai știu eu ce, pentru că în momentul în care treci prin niște situații de genul acesta, chit că ești oarecum învățat cum să le gestionezi, să nu răspunzi cu forță la forță, pentru că situația poate degenera mult mai repede dacă răspunzi cu forță, dar au fost momente în care m-am întrebat, adică intram într-o încăpere și mă gândeam, băi, stai un pic, vedeai pe oameni că se uită așa un pic ciudat la tine și stai așa să nu iasă cu scântei. Dar am reușit să mă conving până la urmă că nu e vorba despre așa ceva. Și culmea, pe măsură ce timpul a trecut și lumea a devenit din ce în ce mai familiară cu emisiunea, s-au rărit foarte mult și genul acesta de interacțiuni urâte, negative vis-a-vis de mine. Slavă Domnului!
Știi? Slavă Domnului că au fost și foarte mulți oameni care apreciau ceea ce fac. Mulțumesc. Continuăm. Ca mulți dintre copiii epocii de aur, aveai sarcina de mare angajament de a umple sifoanele. Te citez. Teroarea mea din copilărie au fost sifoanele. Până ajungeam acasă, ne luam la bătaie cu ele, ne stropeam, așa că trebuia să mă duc din nou să le umplu. Pierdeam o zi cu ele. Mult mai importante decât sifoanele în perioada dinainte de 1989 erau buteliile, pentru care se formau cozi interminabile și la care se stătea cu orele. Deseori mergeai să schimbi la coadă unul dintre părinți ca să nu vă pierdeți rândul. Da. Vreau să știu pentru ce ai mai fi astăzi dispus să stai la coadă ore în șir. Urmează întrebarea. Pe ce stai azi cu ochii ca pe butelie? Pe timp, din păcate. Am devenit ca iepurașul acela din Alice în Țara Minunilor. Adică e iepurașul care tot timpul e cu ceasul la el și oh my god, I'm late. Din păcate, timpul a devenit un lux. Din păcate. Și spun din păcate pentru că, până la urmă, viața este un lung șir de alegeri care îți aparțin. Și încerci să le mulțumești pe amândouă, și viața personală și viața profesională, și constați că nu mai ai timp. Și chestiunea asta cu timpul se traduce și, adică are legătură și cu sănătatea, pentru că nemai având timp pentru tine, nu te mai odihnești cum trebuie, nu te mai hrănești cum trebuie, nu mai faci sport și pe măsură ce timpul trece, tu nu mai întinerești, nu-i așa? Din păcate, cu toții îmbătrânim și la un moment dat voi plăti prețul pentru asta, pentru stilul acesta de viață în care te trezești dimineața și te culci noaptea, nu pentru că stai și dai frunză la câini, ci pentru că sunt atâtea de făcut și încerci să le mulțumești pe toate. Complicată treaba, da. Dar pentru asta, pentru timp aș mai sta la rând. Pentru timp ai mai sta la rând? Da, la coadă. Am notat. Mulțumesc. Ai povestit că ai fost efectiv knockout timp de 24 de ore din clipa în care soția te-a anunțat că este însărcinată. Te citesc. Nu am mai vorbit cu nimeni. La un moment dat, eram într-un supermarket și am umplut două cărucioare cu mâncare. O să fiu tată. După care m-am trezit. Ce Dumnezeu fac cu atâta mâncare? M-am dus și am pus-o înapoi la raft. Îți doreai o fetiță pe care să o cheme Francesca. Și după ce ați aflat că veți fi părinți de băiat, ați ales prenumele. Alexandru Leon. Alexandru este și numele nepoțelului tău, care, înainte ca voi să știți că veți avea un copil, i-a pus mâna pe pântec Adrianei, anunțându-vă: o să fie băiețel și o să-i spuneți Alex. Fiul vostru s-a născut în 2014 și ai spus că băiatul a moștenit multe dintre trăsăturile fizice ale Adei, dar că este mai atașat de tine decât de mama lui. Te citesc din nou. Când era mai mic, se ținea de mine și cu lacrimi în ochi mă întreba de ce trebuie să plec. Îmi spunea să nu mă mai duc la muncă pentru că are el niște bănuți în pușculiță. Urmează întrebarea. Când ai ascultat ultima dată de fiul tău? Dimineața asta am ascultat ultima oară de fiul meu, pentru că nu a dorit să mănânce ce i-am recomandat eu să mănânce, ci a dorit să mănânce lapte cu cereale. Și, ok, prea mult zahăr nu e ok. Da, și mie îmi place să mănânc dulciuri și eu aș mânca zilnic dulciuri sau lapte cu cereale, dar am încercat să-i explic că e mai răruț că e mai drăguț, dar până la urmă am ascultat de el, nu am avut ce să fac. Și tot astăzi am ascultat ultima oară de el, pentru că au venit, pentru că astăzi a fost liber și au venit prietenii lui să se joace. Și eu am tendința de a-i recomanda să petreacă cât mai puțin timp în fața device-urilor, știu eu, console, tablete, mai știu eu ce, și cât mai mult timp făcând activități fizice. Nu știu dacă e calea cea bună sau... Dar, mă rog. Și totuși, până la urmă, am ascultat de el ca să nu-l pun într-o situație jenantă față de prietenii lui și l-am lăsat ca el să se joace pe PlayStation, să le arate ce și cum. Dar pe nepotul meu nu-l cheamă Alexandru, îl cheamă Andrei. Îl cheamă Andrei Luca, nu Alexandru. Sunt, de fapt, în presă. Am ținut e să precizez asta, pentru că după aia o să-mi clarificăm zică... acum. O să-mi zică Andrei, ce-i cu tine, prietene? Nu mai știi cum mă cheamă.
Bine, am notat. Mergem mai departe. Ai câștigat primul salariu pe vremea când erai student și lucrai la o firmă de vectorizare a hărților pentru GPS. Din banii strânși și în primele 3 luni de muncă, ai mers la mare 18 zile cu prietenii. În 2011, după 8 ani de televiziune și cu ajutorul unui credit bancar, ai reușit să-ți cumperi propriul apartament în cartierul Drumul Taberei din București, iar presa a scris atunci că te-a costat 33.000 de euro. Da. Astăzi ești căsătorit, ești părinte și ai spus că familia a devenit o prioritate pentru tine. Te citez. Prefer să câștig mai puțin, dar să fiu prezent în viața fiului meu, a soției mele. La ce bun să îi ofer copilului tău tot ce își poate dori el pe plan material, dacă tu nu îl cunoști pe el și el nu te cunoaște pe tine? Toți banii din lume nu-ți vor cumpăra timpul pierdut. Urmează întrebarea. Pe ce nu mai dai astăzi 2 bani? Pe ce? Bună întrebare. Știi, la un moment dat am avut o treabă care a trebuit făcută printr-un contract cu cineva legat de promovarea unui eveniment. Și filmarea respectivă a avut loc la universitate. Și s-a strâns foarte multă lume acolo, tineri, puștani. Și la un moment dat unul dintre puștanii respectivi vine și îmi zice outfit check. Mă uit așa la el, n-am înțeles bine ce, Doamne, iartă-mă, l-am rugat de vreo 3 ori să-mi repete ce vrea să spună, outfit check. Și la un moment dat zic, băi, frate, chiar nu înțeleg ce vrei de la mine. Cât valorează hainele de pe tine? Așa contează? Contează că valorează 3 dolari, că valorează 1000 de dolari? Asta îți răspund la întrebare. Nu prea mai dau 2 bani pe ceea ce înseamnă branduri, firme, adică încerc să fiu un om cât mai cu bun simț. Nu m-a interesat niciodată să am numele cuiva scris mare pe lenjeria intimă sau să încerc să ies în evidență prin faptul că uite-te ce îmi permit sau ce nu îmi permit. Adică nu mă înțelege greșit. Contează foarte mult în domeniul acesta imaginea, dar pentru că până la urmă ești un vector de imagine pentru tineri. Până la urmă trebuie să încerci să le dai tinerilor un exemplu. Din păcate, în ziua de astăzi, ei au foarte puține exemple pe care să le urmeze și marea majoritate nu-și mai doresc să facă o carieră sau să investească, ci vor să fie patron, să dea tunuri, să se umple de bani și așa și pe dincolo. Și încerc mereu să-i conving să investească în ceea ce înseamnă mintea lor, arma care este cea mai de preț și care nu-i va părăsi niciodată, decât să investească în outfit, în... Adică contează și imaginea, contează foarte mult să fii îngrijit, dar n-aș mai da 2 bani pe soale scumpe sau mai știu eu ce. Am notat, mulțumesc. Continuăm. Ești recunoscut pentru implicarea ta în campanii sociale. În 2010, ai ajutat la strângerea de fonduri pentru copiii orfani la evenimentul caritabil Flori de Iarnă, sprijinit de postul Canal D. În 2013, ai susținut campania Schimbă viața unui copil cu autism și te-ai arătat impresionat de micuții aflați în această situație, dar și de încercările prin care trec familiile lor. Te citez. Te impresionează tot atunci când întâlnești copii cu autism, de la drama familiilor lor până la dragostea cu care își duc crucea. Ai continuat să participi la evenimente caritabile, iar în 2015 ai susținut, prin propriul exemplu, o campanie de donare de sânge. Spuneai atunci că televiziunile ar trebui să sprijine mai mult campaniile sociale. Te citesc din nou. Și nu non-valorile, silicoanele, bârfele, exploatarea prostiei, îndobitocirea generației tinere. Urmează întrebarea. Care este rolul televiziunii? Păi, în momentul în care eu am intrat în televiziune, chiar credeam că voi putea schimba lumea. Credeam că televiziunea are puterea asta, poate să facă asta. După care timpul a trecut și mi-am dat seama că eram un visător naiv care își imagina lucruri. Până la urmă, da, putem spune că televiziunea publică, televiziunea de stat, poate să aibă această responsabilitate, da? Până la urmă, de a educa, de a oferi acces la o informație curată, de a promova valorile și nu non-valorile. Dar, din păcate, televiziunile particulare, pentru că și noi muncim într-o televiziune particulară, nu au această obligație. Este alegerea lor. Până la urmă, scopul lor este să facă bani. Și
n-ai de ce să fii ipocrit sau mai sfânt decât Sfântul Petru și să dai tu lecții de mai știu eu ce, când și tu până la urmă de aici îți iei banii. Deci cam asta este cu marele vis, cum că poți schimba lumea. Da, poți să faci și asta, poți încerca prin forța exemplului tău și, cum ai spus și tu, prin campaniile în care te implici și pentru că vocea ta este auzită un pic altfel, da, pentru că ai acest capital de imagine, ai această susținere, dar, din păcate, scopul unei televiziuni nu este acela de a-ți educa ție copilul, din păcate, al unei televiziuni particulare. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Succesul înregistrat de emisiunea Trădați în dragoste, al cărei prezentator erai, te-a motivat să urmezi cursurile unei școli de detectivi. Ai mărturisit că ți-ar fi plăcut să profesezi în domeniu, însă, te citez, în România îmi este imposibil, mă cunoaște lumea, semnalmentele feței, vocea, faptul că sunt foarte înalt, toate acestea sunt lucruri care mă dau de gol și când mă duc să cumpăr pâine, inevitabil aud, pe cine urmăriți, domnule Ernest? Pentru oamenii obișnuiți, meseria de detectiv este fascinantă, dovadă fiind popularitatea de care s-au bucurat pe micul ecran serialele cu Cicălitorul Columbo, detectivul care își făcea apariția în trenciul lui ponosit și cu trabucul neaprins în colțul gurii, sau cu sobrul și elegantul detectiv cu mustață Hercule Poirot, ori cu abilul Sherlock Holmes, maestru în arta deghizării. Vreau să știu care este detectivul tău preferat și ce crezi că ai în comun cu el? Urmează întrebarea roșie. Ai fost vreodată detectiv în viața reală? Nu. Nu am fost nevoit să fiu detectiv în viața reală. Adică nu a trebuit să fac muncă de detectiv în viața reală. Care este detectivul tău favorit? Pot să spun că am un detectiv favorit. Mi-a plăcut... Doamne, ce-mi scapă numele... Tipul care l-a jucat și pe Iron Man. Deci nu te cred că am un lapsus. Mi-a plăcut cum l-a interpretat el pe Sherlock Holmes. Dar nu pot să spun că am un detectiv favorit. Downey Jr. Da, Robert Downey Jr. Exact. Mulțumesc frumos. Dar îmi plac filmele astea cu spioni, cu detectivi, cu... Pentru că, la fel, te obligă oarecum să spui mintea la contribuție și... Sunt răsturnări de situație și pentru mine cel puțin este foarte plăcut să-mi dau seama dacă pot intui anumite lucruri sau nu. Dar în viața de zi cu zi nu am fost nevoit să fac pe detectivul. Pentru că lucruri care s-au întâmplat firesc, fără să fii nevoit să sapi după indicii. Mulțumesc! Continuăm. Prezentai emisiunea Trădați în dragoste când ai făcut această declarație. Azi, romantismul este o frecție. Ești la a treia întâlnire cu o tipă și prietenii râd de tine că încă nu te-ai culcat cu ea. E păcat că nu ajungi să cunoști profunzimea, nu ajungi să iubești pe femeia cu adevărat. Așa ajung oamenii să aibă relații ca vai de capul lor. Experiența profesională nu te-a scutit însă nici pe tine de trădare. Erai de mai bine de 2 ani cu o fată, aveai anumite pretenții de la ea și de la relație, dar te-a înșelat. Te citez. Cea mai urâtă amintire a mea este momentul în care am fost înșelat de persoana iubită. Te simți groaznic și te simți așa pentru că în prostia ta ajungi să te lași în mâinile omului ăla. Să trădezi înseamnă să înșeli așteptările unui om, spunând una și făcând alta. Vreau să știu dacă te-au ajutat calitățile de detectiv să te prinzi repede că ești înșelat. Urmează întrebarea. Cât de tare doare să fii trădat în dragoste? Al naibii de tare doare. Dar până la urmă nu este un moment ce nu poate fi depășit. Și nu este nici măcar o durere ce poate fi comparată cu alte lucruri cu adevărat rele care ți se pot întâmpla în viață. Este la momentul respectiv, pentru că la momentul respectiv cam asta contează cel mai mult pentru tine, relația de iubire pe care o ai cu persoana respectivă. Dar în momentul în care viața îți oferă, așa cum este și normal să se întâmple, și lucruri mai puțin bune, gen pierderea unui părinte sau
lucruri mai urâte, da? Situații de viață și de moarte, constați că acelea sunt adevăratele încercări și adevăratele greutăți. Sigur, te dărâmă și trădarea asta în dragoste, mai ales prima. Pentru că, na, intră pe un teritoriu virgin. Dar în momentul în care... Adică din viață trebuie să înveți, în permanență să înveți. Și din reușite, dar și din eșecuri. Și ceea ce... Adică este vorba aceea cu ceea ce nu te ucide, te face mai puternic. Și da, este adevărat. Adică nu e ca și când devii mai puțin sensibil. Dar eu consider că e bine ca în viață să treci și prin lucruri mai urâte. Pentru că până la urmă ești suma tuturor deciziilor pe care le iei și tuturor reacțiilor acestea emoționale. Nu ai cum să apreciezi ceva bun dacă nu ai parte și de înfrângere și de pierdere și de gustul ăla amar al trădării. Când ai parte numai de lucruri bune, te crezi invincibil și asta nu e o idee bună. Mulțumesc. Continuăm. Dacă micul Ernest se visa arheolog sau explorator, adultul Ernest ar fi plăcut să fie psiholog. De altfel, ai dezvăluit că ai și trecut prin cabinetele unor astfel de specialiști ca să te documentezi pentru emisiuni și ca să reușești să înțelegi mai bine oamenii și reacțiile lor în situații delicate. Trădările în dragoste pe care le-ai mediatizat i-au determinat pe jurnalist să te întrebe deseori care este părerea ta despre infidelitate. Ai răspuns așa. Există multe situații în care cuplurile nu pot trece peste acest prag psihologic, cel al trădării încrederii. Ar fi bine să înțelegem că acțiunea de a înșela dărâmă construcția relațională și rănește profund. Ești de părere că femeile își dau seama mai ușor decât bărbații când sunt înșelate și se ascund mai bine atunci când înșală. Te citez. Lor le este mai ușor pentru că știu cum să controleze un bărbat să nu se dea de gol. Urmează întrebarea. Cine înșală mai mult? Bărbații sau femeile? Sunt diverse statistici în sensul acesta și nu știu cât de relevante sunt. Cert este că ambele sexe înșală. E, până la urmă, o chestiune veche de când lumea. Ai zice că bărbații înșală mai mult, dar nu știu dacă mai este neapărat valabil. Nu am mai săpat în sensul ăsta să văd ce... statistici s-au mai făcut. Dar, repet, nu știu neapărat cât sunt de relevante. Adică dacă este să te raportezi la populația mapamondului, habar nu am. Dar, da, femeile au această abilitate. Adică ele se pot ascunde mult mai bine și își dau seama mult mai repede când se întâmplă. Pentru că ele își controlează mult mai bine emoțiile. Ele sunt mult mai empatice. Bărbatului vine foarte greu să joace acest teatru a la lung. Femeia știe cum să manipuleze mult mai bine decât bărbatul. Mulțumesc, am notat. Rămânem aici. Mergem cu o întrebare roșie. Întotdeauna ți-ai manifestat admirația și atașamentul pentru mamă și soție, cele mai importante femei din viața ta. Mai mult, ți-ai fi dorit ca primul tău copil să fie o fetiță pe care să o numiți Francesca. Cu toate acestea, am fost surprinsă să citesc o declarație pe care ai făcut-o în urmă cu mai mulți ani. Te citez. Mi-ar fi plăcut, într-un alt univers, să fiu femeie. Urmează întrebarea roșie. De ce ți-ai fi dorit să fii femeie? Păi tocmai pentru a putea să ai acces la toată paleta asta care vine la pachet cu o empatie mult mai puternică. Adică până la urmă, dacă este să o ducem până în pânzele albe, suntem conduși de niște hormoni. Și hormonii aceștia îți modifică foarte mult comportamentul, pentru că nu cred că la nivel de creier suntem cablați diferit. Adică până la urmă durerea o simțim la fel, plăcerea o simțim la fel. Sunt și femei care gândesc precum gândesc bărbații și bărbați care gândesc precum gândesc femeile. Deci nu cred că la nivel de cum suntem cablați în creier suntem atât de diferiți. Și atunci diferența o fac acești hormoni. Și da... De ce voi ca și femei nu aveți curiozitatea asta? Adică până la urmă
să fie atât de ciudat în felul în care simte și gândește un bărbat, pentru că eu am avut genul acesta de curiozitate la momentul acelor ani, când mi-ar fi plăcut să știu toată paleta de emoții și de sentimente, de la ceea ce înseamnă intimitate până la chestiile banale din viața de zi cu zi. Ca să nu mai vorbesc de ceea ce înseamnă o sarcină, nu? Adică până la urmă, cum ar fi, știi, să simți o altă ființă care crește în tine. Voi sunteți binecuvântate pentru treaba asta, nu? Pentru că puteți să simțiți asta. Noi până la urmă, aici este un hău foarte mare între noi și voi. Noi nu avem cum să simțim vreodată emoția aceea, nu? De a aduce pe lume o altă ființă. Mulțumesc. Continuăm. În 2009 a început aici, la Canal D, emisiunea Ochii din Umbră, genul programului reality drama, care aduce pe micul ecran povești inspirate din fapte reale și cu personaje fictive, interpretate de actori amatori care improvizează pe o temă dată. Te citez. Oamenii aceia dau viață acelei povești prin filtrul lor, cu propria interpretare, trăind scena aceea într-un anumit fel. Toate lucrurile acestea sunt spontane și tocmai de asta povestea pare reală. Da. Rezultatul este atât de veridic încât, de exemplu, în timpul unor filmări în județul Buzău, în 2018, s-a ajuns în situația în care oamenii, martori la filmări, se întrebau cine este primarul cu amantă care a devenit subiect la Ochii din Umbră. Succesul emisiunii ți-a adus în 2014 premiul TV Mania la categoria Cel mai bun reality show al anului. De regulă, viața bate filmul, dar tu ai reușit chiar opusul. Urmează întrebarea. Cum ai bătut realitatea cu un reality? Da, e o discuție foarte lungă și complexă pe tema asta, pentru că până la urmă situațiile pe care noi le prezentăm sunt situații din viața de zi cu zi. Oamenii se pot raporta la ele, da? Adică cu siguranță fiecare dintre noi a trecut și prin momente mai puțin frumoase, da? Adică să afli că ești mințit, să afli că ești înșelat și așa mai departe. Tocmai de aceea există și un casting, da? Și nu poți să... Adică nu e neapărat ceva ce se întâmplă întâmplător, da? Adică nu poți distribui în rolul unei mame cu trei copii pe o femeie care nu are niciun copil, pentru că e un nonsens. Îi ceri unei femei să facă anumite lucruri despre care ea nu știe. Și contează foarte mult și pregătirea, adică felul în care discuți despre scenariul respectiv. Da? Și contează iarăși enorm de mult să le ceri și lor părerea. Adică este o discuție liberă. Nu este ca și când pretind eu sau pretinde cineva că știm toate răspunsurile. Este genul acela de discuție liberă în care punem țara la cale. Ne gândim cum ar fi cel mai ok să procedăm. Cerem și părerea lor. Pentru că, până la urmă, suntem oameni și putem să ne înșelăm. Sau poate veni cineva cu o idee mult mai bună. Și funcționează pentru că oamenii cred în acea poveste și se încarcă cu ea. De multe ori se regăsesc în povestea respectivă și ai o reacție atât de naturală, pentru că e ceva ce au trăit sau trăiesc în momentul respectiv. Și pentru ei este un moment de descărcare emoțională foarte puternică. Mulțumesc! Din 2019 ești în căutarea adevărului prin emisiunea de mare succes pe care o realizezi aici la Canal D. În seara premierei ai spus așa: ne dorim ca această emisiune să fie pe placul românilor, mai ales că românii au demonstrat, nu de puține ori, că au stofă de justițiari. Ești narator și mediator de conflicte în această emisiune de dramatizări realiste, iar timp de 5 sezoane ai prezentat deja mii de cazuri ale unor oameni înșelați de colegi, de prieteni sau chiar de familie. Te citez. Noi demonstrăm cu fiecare ediție că minciuna are picioare scurte. Consecințele sunt mai ample, pentru că încrederea se câștigă greu și se pierde ușor. Vreau să știu cât de mult te-au antrenat emisiunile pe care le realizezi pentru situații din viața reală. Urmează întrebarea. Cât de greu poți fi mințit?
Nu neapărat mai greu decât poți fi mințită tu sau oricare alt om. Adică, da, înveți să-ți dai seama, pentru că există o, nu știu dacă e corect spus, o tipologie, dar există anumite semne. Adică, în general, un om care minte evită să te privească direct în ochi, în momentul în care minți, privirea ta se îndreaptă undeva în jos, ai tendința de a gesticula, ți se cam usucă gura, ușor transpiri, îți crește pulsul. Poți urmări și semne de genul acesta, dar asta nu înseamnă că tu stai în permanență în gardă și încerci să descoperi când ești mințit. Pot fi mințit foarte ușor și eu, pentru că de cele mai multe ori prefer să nu consum energia stând cu aceste filtre activate și să văd cine, ce, cum, atâta vreme cât nu mi-aduc o atingere directă sau cât nu implică un risc pentru mine sau pentru familia mea. Dar curios este că în momentul în care minți și ți se cere să repeți povestea, să o repeți, să o repeți, să o repeți, greșești. Pentru că tu când minți, da, inventezi. Și când inventezi, nu ai timp să sedimentezi informația respectivă, da? În momentul în care spui adevărul, informația aia este deja sedimentată acolo și te poți duce până în cel mai mic amănunt. Când minți, te descurci, dar dacă ți se cere să repeți, să repeți, să repeți povestea, o să te cam înnece în ea. Mulțumesc. Continuăm. Ai 42 de ani și ai lucrat aproape jumătate din viață în televiziune. Ai spus că este o mare onoare pentru tine atunci când tinerii te recunosc pe stradă și îți cer să faceți poze. Unii nu urmăresc în căutarea adevărului la televizor, ci în online, ceea ce este surprinzător în condițiile în care vorbim de un mediu în care majoritatea postărilor sunt despre vieți perfecte, care de regulă nu au nicio legătură cu realitatea. Crezi că tocmai de aceea mulți dintre tinerii care te abordează îți cer și sfaturi, nu doar autografe. Te citez acum. Au foarte multe întrebări și probabil că nu vor sau le este rușine să discute aceste lucruri franc și deschis cu părinții lor sau cu cineva apropiat. E crunt. Noi am avut o copilărie și o adolescență de vis, neavând acest internet. Vreau să știu câtă nevoie de ajutor crezi că au copiii de astăzi. Urmează întrebarea. Ce sfaturi ai pentru tinerii aflați în căutarea adevărului? Să încerce pe cât posibil să discute cu părinții lor sau cu membrii ai familiei cât de cât apropiați de vârsta lor. Intervine rușinea aceasta. Din păcate, internetul a făcut treaba asta. Contează foarte mult să fii acceptat, să fii apreciat, părerea ta să conteze. Toată lumea se afișează oarecum a tot cunoscătoare, exact cum spuneai și tu, perfecțiunea aceasta și orice urmă de greșeală sau de este aspru taxată. Și tinerii am observat că în general sunt reticenți în a vorbi despre slăbiciunile lor, pentru că această slăbiciune este foarte repede exploatată și ajung să fie marginalizați, ca să nu spun excluși din ceea ce înseamnă cercul lor de prieteni. Adică informația asta foarte repede devine dușmanul lor și este circulată pe peste tot, ajungându-se din păcate uneori până la drame. Există tineri care au ales să se izoleze sau poate și mai rău, pentru că cine știe ce informație legată de ei sau despre viața lor intimă a ajuns să circule. Dar să comunice, adică, în general, sfaturile acestea primite de la prieteni, nu aș pune atât de mult monedă pe ele, pentru că un prieten adevărat foarte rar găsești în ziua de astăzi. Dar nu cred că un părinte sau un membru al familiei ți-ar dori vreodată răul. Și stați fără grijă că și părinților voștri le este rușine să intre în niște discuții care țin de intimitatea voastră din vari motive, fie că nu au timp, fie că nu au timpul necesar, fie că, nu știu, consideră că voi trebuie să faceți primul pas, dar faceți asta, adică aveți îndrăzneala să discutați acolo unde se poate, unde nu se poate. Aveți profesori, aveți învățători, aveți psihologi.
doar comunicând, doar discutând despre lucrurile care te frustrează, care te deranjează, care te macină, vei reuși să găsești o cale de ieșire și vei fi surprins. Tu însuți îți vei arăta calea. Îți dau timp. Va veni de la tine treaba asta. Adică, auzindu-te vorbind despre problemele tale, în marea majoritate a cazurilor, vei găsi și calea de ieșire. Îți vei da seama și unde este ieșirea. Dar, din păcate, da, trebuie să înveți să nu mai fii atât de mult afectat de părerea celor din jur și să-ți dai seama că, de fapt, contează cel mai mult percepția ta despre tine, ca tu să fii împăcat și mulțumit cu tine. Dar, din păcate, internetul a cam distrus asta. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2012, când ți s-a cerut într-un interviu definiția Piti Poancei, ai răspuns așa. Adolescenta ce supraevaluează calitățile fizice, refuzând orice contact cu gândirea rațională practică, orientându-se spre superficial, artificial și visând la cai verzi pe pereți, feți frumoși cu mașini scumpe. Ocazional poate abuza de solar. Erai atât de sătul de avalanșa de pițipoance și de pseudovedete promovate pe diverse posturi de televiziune, încât te arătai dispus să emigrezi tocmai în Trinidad Tobago, numai să nu mai auzi de ele. Te citez. Eu cred că nu ne trebuie vedete. Avem nevoie de artiști, oameni de televiziune, de film, de teatru. Urmează întrebarea roșie. De ce nu-ți plac vedetele? N-aș putea spune că nu-mi plac vedetele, dar până la urmă termenul acesta de vedetă mi se pare că este o formă fără sens. Adică, ok, ce ești tu? Sunt vedetă. Bun, și ce implică asta? Ce faci tu ca vedetă? Bun, nu știu, apar pe la evenimente, postez despre viața mea perfectă sau mai știu eu ce. Voi nu vedeți că în ziua de astăzi, din păcate, nu prea mai există modele sănătoase pentru tineri, pentru ca ei să-și dorească să ajungă cineva în viața asta prin propriile forțe, adică toți își doresc să dea lovitura, să dea acel tun, să le vină banii repede. De asta oarecum mă feresc și merg mai degrabă pe ideea de artist sau om de televiziune, sau pentru că asta implică și o muncă în spate. De cele mai multe ori când discuți cu cineva și apare în discuție noțiunea de vedetă, ăștia nu fac nimic, apar și ei pe la TV, mamă, ce au realizat ăștia cu viețile lor. De asta, în general, mă feresc. Dar nu pot să spun că am ceva cu vedetele sau cu... Și mulți dintre tineri nu realizează câtă muncă este în spatele unei asemenea profesii. Trăiesc cu impresia că gata, ți s-au umplut conturile și viața ta este fără griji. Dar nimic nu se obține fără muncă, nimic durabil și nimic valoros, cu adevărat valoros. Mulțumesc. Continuăm. Dacă pe micile ecrane reprezinți ochii din umbră care caută adevărul, în viața reală, presa nota în 2011 că erai doar un bărbat care se relaxa în apartamentul lui de la etajul 9, așezat comod într-un fotoliu de unde privea cerul, în compania unei plante iuca și a pisicii salvate de pe stradă și botezate Ghionoaia. În plus, te citez, îmi mai place să cânt la chitară, să gătesc și să beau vin roșu. De altfel, invitat la emisiunea Roata Norocului, aici, la Canal D, l-ai făcut pe Liviu Vârciu să exclame: mamă, mamă, ce avem noi aici, când te-a auzit interpretând câteva solo-uri la chitară. Urmează întrebarea. Cât timp ți-au bătut vecinii în calorifer? E o poveste foarte amuzantă și cu bătaia asta în calorifer, dar eu practic nu am cântat la chitară. Mi-am dorit foarte mult, mi-a plăcut instrumentul acesta pentru că am jucat pe PlayStation un joc care se cheamă Guitar Hero, dar nu are nicio treabă, adică pentru a cânta la chitară cu 6 corzi îți trebuie un har, adică nu. Am încercat, am cumpărat o chitară, am luat câteva lecții, mi-am dat seama că nu este de mine. Dar mi-a bătut în calorifer la un moment dat când stăteam pentru prima oară cu chirie, stăteam într-un apartament în centru, vis-a-vis de tribunal pe Splaiul Unirii și dădeam muzica foarte tare și
Am făcut atunci o aroganță, pentru că a venit de câteva ori, era o domnișoară, despre care am aflat de la vecin că era pocăită. Și în prostia mea am făcut o mârlănie că la un moment dat, asta se întâmpla, repet, în miezul zilei, adică nu vă imaginați, adică mereu mi-am pus întrebarea, ok, cu ce te deranjează faptul că nu sunt orele alea de liniște? Înțeleg, dacă eram un porc și dădeam la două dimineața drumul la muzică în halul ăsta, da, te deranjează că a doua zi ești la muncă sau mai știu eu ce. Mă rog, și știam că asta se va întâmpla, știam că și i-am răspuns complet dezbrăcat. Tipul a făcut stânga împrejur și nu m-a mai deranjat niciodată. Bun. Am notat. Mulțumesc. Mergem mai departe. În emisiunea Pe banii părinților, pe care ai realizat-o între 2011 și 2015, ai prezentat telespectatorilor situațiile dificile în care sunt puși părinții atunci când copiii lor interpretează greșit atenția pe care o primesc. În prima ediție a show-ului, de exemplu, ai prezentat cazul unei adolescente care voia să renunțe la școală în pragul bacalaureatului din cauza obsesiei pe care o făcuse pentru profesorul de sport. Astăzi ești părinte, ai un băiețel de 9 ani și le-ai dezvăluit ziariștilor care sunt valorile pe care te străduiești să îi le inoculezi. Te citez. Trebuie să înțeleagă că nu un telefon scos pe masă, luat din banii lui taicăsu, îl face pe el centrul atenției. E foarte important pentru el să știe că nu este hainele pe care le poartă, că nu este cine este taicăsu sau maicăsa, nu este ce chei de la mașină pune pe masă sau cu ce parfum se dă. Vreau să știu dacă ți-a fost teamă să nu ajungi și tu în situațiile problemă pe care le-ai expus în emisiunea Pe banii părinților. Urmează întrebarea. Te-a ajutat televiziunea să devii un tată mai bun? Da, cu siguranță da. Și un tată mai bun și un om mai bun. Pentru că, cel puțin în cazul meu, a avut funcția aceasta de catalizator. Adică, trecând prin atâtea situații de viață prezentate în emisiunile pe care tu le menționai, este, pentru că eu mă și încarc cu situațiile respective, adică nu sunt deloc indiferente, nu aș putea să fac ceea ce fac dacă nu le-aș înțelege și dacă nu aș empatiza cu situația respectivă. Nu aș fi în măsură să-i dau cuiva un sfat și nu neapărat că îl dau acelui cuiva, ci poate sunt persoane care urmăresc emisiunea respectivă și care se găsesc într-o situație de genul acela și sfatul tău poate să-l ajute sau poate să-l încurce și conștientizez această responsabilitate și încerc să-mi cântăresc foarte bine cuvintele și da, m-a ajutat foarte mult pentru că într-o perioadă destul de scurtă de timp am putut parcurge viețile multora, ca să spun așa, și am putut vedea unde se poate ajunge dacă minți sau dacă iei nu știu ce decizie și te ajută. Toate aceste exemple de viață te ajută foarte mult să te înțelegi pe tine, să înțelegi și cum reacționează alții și să știi cum să faci jongleria asta numită echilibru, pentru că până la urmă cel mai important și în relația de cuplu, dar mai ales în relația cu copilul tău, consider că ești spot on dacă reușești să faci acel echilibru, ceea ce este foarte greu pentru că echilibrul se poate pierde în orice clipă, dar dacă reușești jongleria asta să fii în echilibru, nu ai cum să greșești. Mulțumesc! Continuăm. Îți place sportul, mergi la sală ori de câte ori îți permite timpul și ai spus că ai ales programe de exerciții adaptate înălțimii tale pentru că nu îți place cum arată un bărbat înalt care nu are și masă musculară. Presa a scris și că ești pasionat de sporturi extreme. Te citez. Prima oară am sărit dintr-o macara într-o colivie de la o înălțime de aproape 60 de metri. Îți este frică, dar ți-o învingi. În copilărie ne dădeam cu bicicletele chiar și iarna. Să vezi acolo căzături, lovituri și luxații. Băiatului meu i-am spus să nu faci ce a făcut tatăl tău. A avut el 9 vieți pentru toți. Te-ai schimbat enorm după ce ai devenit tată și fiecare etapă din dezvoltarea fiului tău a adus cu sine noi provocări pentru tine ca părinte. Te citesc din nou. Uf, nu-i ușor. După ce începe să umble, îți dai seama că erai mai liniștit când era în cărucior. Alerg după el de mi-iese limba de un cot prin tot parcul. El este tot ce am mai de preț. Aș vrea să-mi spui care sunt provocările pe care le înfrunți acum. Urmează întrebarea. Este creșterea unui copil un sport extrem? Nu, Doamne ferește, nu. Păi, n-ar mai fi făcut nimeni copii pe planeta asta dacă ar fi un sport extrem. Nu.
De ce? Nu. Și nu există doi copii la fel și două situații la fel. Doar că e cu atât mai dulce felul în care spirala aceasta a vieții, știi, se țese. Adică mama are o vorbă, nu cred că pot să o spun, legată de viață. Da? Este precum cămașa unui copil mic și scurtă și plină de maro, știi? Adică realizezi până la urmă cât de repede a trecut timpul. Mai ieri erai acel copil care se cățăra prin copaci ca să fure cireșe și mai știu eu ce, deși cireșele erau bine mersi pe un platou în casă și se stricau acolo, dar ideea de a le lua direct din copac este altceva și astăzi ai devenit tu la rândul tău părinte și încerci să-l înveți pe copilul tău ce e bine și ce nu este bine. Dar în niciun caz nu este un sport extrem. Este, nu știu cum să o definez, pentru că nu este o ocupație, nu este o meserie, nu este un ceva ce ai mai auzit. Este realitatea ta de zi cu zi. Asta ești părinte și revin la discuția legată de acest echilibru, adică satisfacții mai mari decât în momentul în care îți vezi copilul că își depășește propriile temeri și propriile angoase, nu cred că există pe lumea asta. Sau poate ori exista, dar nu toți oamenii reacționează la fel. Și plăcerea asta de a-l vedea cum crește și în momentul în care realizezi că ai stabilit o legătură cu el și vine și îți pune și acele întrebări deranjante, atunci îți dai seama că, băi, stai așa că avem ceva bun, avem ceva de calitate, deci nu se ferește de mine. Ce întrebări deranjante îți dau timp, ți-a pus băiatul tău? Uite-te, Alex a ajuns în punctul în care a conștientizat moartea. Și este foarte curios legat de subiectul acesta, de ce oamenii mor, când voi muri eu, când va muri el, când vor muri alții. Am discutat și cu psihologi și este normală abordarea, adică nu este ceva ieșit din comun că pune aceste întrebări. Este o etapă din viața lor când își dau seama că, de fapt, pentru că ei nici am înțeles până pe la vreo 5 anișori, nici nu au cum să conștientizeze asta. Lor chiar li se pare că sunt eterni, nemuritori. Abia după aceea ce se dezvoltă creierul și mecanismele lor neuronale, pot conștientiza din ce în ce mai mult și își dau seama despre faptul că viața la un moment dat se oprește. Și este foarte curios legat de acest subiect, legat de moarte, ce înseamnă moartea asta, cum să o gestioneze, cum să o... Și mă bucură că îmi pune întrebările astea mai grele. Mulțumesc! Continuăm. Și tu și soția ta faceți tot posibilul ca fiul vostru să crească într-un mediu cât mai sănătos și echilibrat. În 2018, când Alex avea 4 ani, spuneai că nu are acces la televiziunea prin cablu, da, și că îi pui desene animate pe DVD, astfel încât să poți controla conținutul acestora. Le urmărea doar o jumătate de oră pe zi, pentru că prefera să ieșiți în parc, să se joace cu alți copii sau să vă plimbați cu bicicleta. Ai spus că mizezi pe intuiție în educația lui, te citez, unui copil trebuie să-i acorzi încredere și libertate, ca în orice relație de succes, comunicarea este cheia. Și în cazul copiilor este nevoie de foarte, foarte multă răbdare. Știe că are voie să greșească, chiar și dacă îl cert vreodată. Fiul tău are 9 ani acum și ai spus așa, momentan, slavă Domnului, nu își dorește smartphone, dar când va fi, va avea și el. Va avea ce gadget va mai fi pe atunci. Urmează întrebarea. Ce ai vrea să-i oferi fiului tău și nu poți? Bună întrebare. Bănuiesc că ceea ce și-ar dori orice părinte conștient, adică informația pe care el a acumulat-o, astfel încât copilul lui să nu fie nevoit să treacă prin greșelile prin care a trecut el. Dar dacă s-ar putea face asta, nu ar mai avea vreun sens viața noastră și existența noastră, pentru că până la urmă contează foarte mult și greșelile. Contează foarte mult să înveți să gestionezi și un eșec, să înveți că în viață nu toate sunt roz, că nu toate îți vin servite, că trebuie să fii un luptător, că trebuie să accepți și faptul că nu le știi pe toate.
Deci, până la urmă, nu știu ce aș putea să... La fel, sănătatea, dar asta nu ține de noi. Adică ține într-o oarecare măsură, astfel încât copilul tău să aibă un stil de viață echilibrat și o dietă ok și să îl înveți anumite pattern-uri de comportament sănătoase pe care el să și le însușească și care să-l ghideze de-a lungul vieții. Dar altceva, nu știu ce aș putea să... Mulțumesc. Mergem mai departe. Te citez. Nu am conturi de social media, iar telefonul meu este vechi de 15 ani. Nici nu vrei să auzi de rețele de socializare și nu folosești aplicații ca Waze sau Google Maps, ci prefer hărțile în format clasic, pe hârtie sau le cer oamenilor indicații dacă nu te descurci singur. Te citez din nou. Chit că sună, mamă, ești un dinozaur, prefer să-mi folosesc mintea, să interacționez cu oamenii, să mergi și să te vezi cu prietenii la o bere, la un grătar. E un lux. Nu neg utilitatea acestor rețele de socializare, dar nu mă atrag pentru că vezi doar partea frumoasă, cosmetizată, gândită. Și mulți oameni consumă mult timp și energie, încercând să ducă o viață cât mai apropiată de această iluzie, în loc să fie ei înșiși. Urmează întrebarea. Cât timp crezi că o să mai poți fugi de online? Nu am fugit de online, adică nu-ți imagina că am fugit de online. Pur și simplu, eu am încercat să fac o distinție foarte clară între ceea ce înseamnă viața mea publică și viața mea privată. Adică nu simt nevoia să am conturi pe rețele de socializare unde să pun imagini cu vacanțele noastre, cu ce, Doamne iartă, mă mâncăm, cu ce, Doamne iartă, mă facem sau mai știu eu ce. Nu cred că ajută în vreun fel pe cineva, sincer, genul acesta. Dar până la urmă, asta este părerea mea, adică nu trebuie să... Doamne, că ce... Fiecare om este liber să facă cum crede și cum vrea. Sunt momente și uite că nu e bullshit. Sunt momente în care chiar am de suferit din cauza faptului că nu poți accesa niște hărți sau ești într-un loc și vrei să compari, stai puțin, prețul pe care mi-l cer ăștia e un preț ok, nu e un preț ok. Am și de suferit, adică sincer aștept să-și dea acest Corbi obștescul sfârșit ca să trec și eu la un telefon performant, care este deja cumpărat, este, nu știu, spuneți-mi nostalgic, spuneți-mi cum vreți, dar până la urmă, porcăria asta mică de acei 15 ani mă ține 3 zile ca și baterie. Până la urmă, pentru mine, asta este cel mai relevant, să știu că pot să mă folosesc de el ca și telefon. Vreau altceva, adică am tabletă, am laptop, am aparat, foto, dar într-adevăr, sunt și momente în care ai avea nevoie, adică nu ai un om pe lângă tine să-l întrebi, hey, o iau la stânga sau o iau la dreapta aici, în control, cum fac? Și poate că este și un răsfăț să am genul ăsta de interacțiune cu oamenii, știi, să nu să deschid smartphone-ul, ci să îl întreb pe om. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Bucureștiul era pentru mine un mediu destul de ostil. Te deteriorează, te învață să uiți unele lucruri la ușă, ca omenia și bunul simț. În București, dacă ești sincer, dacă ai bun simț, ești fraier. Acestea sunt cuvintele tale și aceasta a fost prima impresie pe care ți-a lăsat-o capitala și nimic nu prevestea că vei ajunge să te stabilești aici. Am vorbit că în adolescență îți doreai să emigrezi în America și ai spus în presă de mai multe ori că nu ai renunțat definitiv la ideea de a pleca din țară, ci doar ai amânat-o pentru momentul când nu vei mai lucra în televiziune. Te imaginezi în viitor locuind într-o căsuță la curte, într-o zonă unde să poți respira aer curat, iar anul trecut ai spus așa: peste 10 ani mă văd cap al unei familii cu 3 copii, ducând o existență cât se poate de modestă, undeva într-un colțișor de lume cu peisaj spectaculos. Da. Urmează întrebarea roșie. Cât de departe vrei să te ascunzi de lume? Nu vreau să mă ascund de lume. E o impresie greșită că vrei să te ascunzi de lume. Nu simt nevoia să devin un zihastru și să mă împrietenesc cu lupii și cu urșii și cu ratonii. Doar că
oarecum e o evoluție normală, nu? Adică una îți dorești la 20, alta îți dorești la 30, când ajungi la 40 zici, Doamne, ce bine ar fi să mai am 20, dar să am mintea de acum. Pentru mine, în momentul de față, ce mi-ar plăcea mie cel mai mult, cel mai mult sufletelului meu, ar fi să duc genul ăsta de viață banală, știi, în care să am timp, timp mult mai mult pentru mine. Și m-am și obișnuit, adică m-am și pregătit pentru asta, pentru că eu, marea majoritate a banilor pe care îi câștig, nu îi dau pe haine scumpe sau pe cine știe ce mașini sau pe cine știe ce, îi pun acolo pentru anii aceia despre care vorbesc, știi? Și am încercat și am reușit să duc un mod de viață cât mai echilibrat, cât mai puțin costisitor, știi? Pentru că meseria asta a noastră este una foarte volatilă. Astăzi ești, mâine nu ești. Și mai ales dacă eu îmi doresc genul acesta de viață, nu aș avea cum, dacă aș fi un risipitor și un cheltuitor brusc, să mă adaptez unei vieți simple. Și îmi doresc, tânjesc după chestiunea asta cu viața simplă, pentru că până la urmă am constatat că de aici vine cea mai mare bucurie, din lucrurile mărunte, din lucrurile mici, din acele mici detalii care impun cel mai luxos și de preț lucru pe care nu-l mai avem noi, timpul. Timpul de a sta pur și simplu pe un șezlong și de a te uita la soare cum apune, fără să te gândești că, Doamne, cât e ceasul. Mulțumesc. Mergem mai departe. Printre pasiunile tale mai puțin cunoscute de telespectatori se numără ceaiul, murăturile și fumatul. Cunoști secretele preparării ceaiului, iar toamna tu ești cel care merge la piață să alegi legumele de pus la murat. În ceea ce privește fumatul, recunoști că este cel mai mare viciu al tău, da, dar spuneai că nu îți dorești să renunți la el. Te citez. Păi se numește viciu tocmai pentru că nu vrei să renunți la el. Nu pentru că nu poți. Poți, dar nu vrei. Da. Vreau să știu dacă fumatul este singurul tău viciu. Urmează întrebarea. Ce mai poți, dar nu vrei? Da, bună întrebare. Pot să fac schimbări în viața mea, schimbări majore, doar că momentan nu vreau. Cum ar fi? Păi exact ce vorbeam mai devreme, știi, o schimbare amplă în ceea ce înseamnă atât viața de zi cu zi, carieră, mediul în care trăiești, țară, oraș, continent. Adică eu, de exemplu, și mai discut cu prietenii mei și toată lumea zice, băi, ești nebun, delegat. Adică eu chiar îmi doresc să mă stabilesc undeva în Mexic. Nu știu de ce mi s-a pus mie pata pe Mexic. Mi s-ar părea, adică și clima, nu, n-ai parte de iarnă, în ultima vreme nu prea mai suport iarna, nu prea mai îmi place frigul, nu că aș avea ceva cu frigul, dar mi se pare deprimant. Adică altfel e când toată vegetația aia e luxuriantă și verde. Și ei, mexicanii, oarecum au stilul ăsta de viață. Sunt, lasă-mă să te las, nu le trebuie lor cine știe ce. Adică au și un gen de viață din ăsta mai boem, cu mariachi, cu muzică, cu mâncare bună. Adică mă văd trăind acolo. Și, păi, și nebun delegat, unde te duci tu acolo în jungla aia? Îți dai seama că în secunda, doi, te leagă ăia, te țărăpesc copilul, nu știi ce vorbești, ești un visător, ești un naiv, stai aici pe bătrânul continent că e mai bine. Da, va veni și momentul când o să fac schimbările acestea, pentru că inevitabil, de la un punct încolo, trebuie să devii egoist și să pui pe primul plan și nevoile tale și prioritățile tale. Pentru că altfel riști să ai totul, dar de fapt să fii nefericit. Notat, mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. Întrebat la un moment dat ce nu știe lumea despre tine, ai răspuns așa. Am 2 metri înălțime, îmi place rock-ul, sunt tatuat și am avut cercel în ureche. Asculți Metallica, AC/DC, Rolling Stones sau melodii din anii 20, urăști colindele, iar tatuajul ți l-ai făcut la scurt timp după ce ai participat la emisiunea Big Brother. Te-ai inspirat de la rapperul Eminem și ți-ai scris un mesaj pe mână în limba engleză. Te citez, este un mesaj simplu. Ce dai, aia primești.
este tot o mentalitate de viață. Energia pe care o transmiți Universului, într-o formă sau alta, se întoarce la tine. Urmează întrebarea. Ai primit întotdeauna tot ce ai dat? De n-am stat să contabilizez asta. Apropo, am spus eu că urăsc colindele? Așa sunt informațiile care apar în presă. Nu urăsc colindele, Doamne ferește. Adică, cel puțin când vine perioada anului, zile în șir ascultăm doar colinde. La ce-i drept, mă cuceresc mai mult cele în limba engleză. Dar revenind la întrebarea ta, să știi că uneori se întâmplă lucruri pe care nu ți le poți explica, da? Adică exact în momentul în care crezi că nu ai o ieșire, sau uite cum a fost treaba cu trenul în Italia și cum au fost multe altele, știi, în care exact la momentul oportun apare un om care te scoate dintr-o situație mai urâtă sau când crezi că ți s-au unecat toate corăbile, intervine un ceva, adică un străin care, pur și simplu spunându-ți două, trei propoziții, te face să te gândești un pic, dar ai simțit tu oarecum, mi-ai simțit tu aura, adică ți-ai dat tu seama că aveam eu nevoie de o vorbă bună, de un ceva. Da, e bine să investești și să dai în univers lucruri cât mai bune, să încerci să fii cât mai bun, să faci cât mai puțin rău. Pentru că legile fizicii spun că energia nu se pierde, energia rămâne constantă, ea doar se transformă, trece dintr-o stare într-alta. Și până la urmă, tu creezi anumite posibilități și suntem și o vibrație, da? Adică lumina, da, este și undă, dar adică, ce vreau să spun, vibrația asta pe care tu o emani, automat se întoarce la un moment dat la tine, pentru că rămâne un vid de energie și it's dacă tu dai acea energie rea, acea energie negativă, nu văd de ce Universul te-a răsplătit doar cu bine. Ok, vine și întrebarea, bun, dar eu de ce dacă sunt bun și fac numai fapte bune, mi se întâmplă și lucruri rele? Ți se întâmplă și lucruri rele, tocmai pentru a conștientiza și tocmai pentru a prețui în adevăratul sens al cuvântului, fără superficialitate, lucrurile bune care ți se întâmplă în viață. Mulțumesc, Ernest. Și eu mulțumesc. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc acum văd pe micile ecrane un tabel. Ai răspuns tuturor întrebărilor pe care ți le-am adresat și ne-au mai rămas la dispoziție 3 minute. Dacă sunt chestiuni ce ți-ai fi dorit să te întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt detalii pe care vrei să le menționezi, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Ce am învățat eu din toți anii ăștia și ce aș vrea să înțeleagă tinerii care se uită la noi este că deși este greu, deși este complicat să alegi calea cea lungă, este de preferat să faci asta. Adică nu-ți bate joc de tine. Copile, ai puterea de a accepta și faptul că vei fi batjocorât, că se va râde de tine, că vor fi și oameni care nu vor crede în visul tău, că vor fi și foarte mulți care o să spună că ești nebun de legat, care o să spună bețe în roate. Dar dacă tu-ți dorești, ai încredere în tine, ai încredere în visul tău și investește timp și energie și înarmează-te cu al naibii de multă răbdare și ai încredere că vei reuși, chit că pe drum se vor ivi și obstacole care ți se par de netrecut, ai putere să crezi, ai puterea să crezi în tine, ai puterea să devii ceea ce vrei tu să devii, nu ceea ce vor alții de la tine. Pentru că până la urmă, fericirea ta stă doar în mâinile tale. Nu depinde de nimeni altcineva decât de tine. Și să nu-ți fie niciodată teamă de multă muncă. Pentru că nimic durabil și nimic care să fie cu adevărat recunoscut și apreciat de către alții nu se obține fără foarte multă muncă. Mulțumesc, Ernest. Mai pentru ce? Urmează evaluarea mea. O personalitate interesantă, duală,
un amestec foarte interesant între, și mi-am notat pe durata emisiunii, apropo de secvențele în care te surprindeam, timid, sensibil, cald, visător și naiv, ai spus-o chiar și tu. Da. Combinat așa cu multă îndrăzneală și foarte mult curaj, unii ar nota o combinație între un tip introvertit și extrovertit totodată, pe de altă parte, un tip atent la detalii, perspicace, curios, sobru și serios totodată. Mi-a plăcut foarte mult că ai vorbit în permanență despre valori, despre adevărate valori, despre răbdarea aceasta pe care trebuie să o avem pentru a construi lucruri durabile, asemenea unei fundații care ne va ține acolo mult timp în poziția care trebuie. Mulțumesc frumos! Un interviu valoros pentru mine astă seară. Mulțumesc pentru prezența aici. Și mulțumesc pentru invitație. La 40 de întrebări. Dragii telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc frumos pentru atenție. La revedere!